Deci să nu punem paharele pe masă, nu? Că se, se poate. Ah, da, stai că se aude. E ok. Mi-a comentat unul, dacă comedianții ar fi Radio Urto, ai fi gherila. Și am zis, au. Aoleo, aoleo. A, că... Nu știu, da, nu știu dacă e de bine sau de nu știu ce radio ascultă el, dar în orice caz nu convine. Ideea e că, clar, dacă n-am apucat să mă uit, dar să mă uit, dar sigur o să deranjeze mulți oameni dacă nu e despre vaccinuri, nu? Bă, da, deocamdată n-a ieșit din... n-a ieșit din bulă. Nu. E, pă, are 1% dislike-uri, sub 1% dislike-uri, adică e clar numai... Stai să, să ia. Da, să nu iasă. Era, când m-am uitat, era vreo 18.000 de vizualizări. Nu, e, sunt încă ținute la, la verificație, vreo 30 ceva de 35.000. Ok. Bă, de vizualizare pe prima perioadă a făcut bine, dar dacă nu iese din bulă, acolo se desumflă. Ar face 50.000 și s-a... Păi și tu vrei să ieși din bulă? Păi da, normal. Da, normal. Păi ce? E... Să-ți iei... Să vină, să știe lumea. Păi nu, că bulă, adică când zic bulă, nu mă refer neapărat la bula noastră de așa, ci bula de... Oameni care pe... consumă stand-up. Urmăritori pe YouTube, de știi? Adică să ieși din bula de oameni care deja te știu, ca să afle alții. Că odată cu asta vine și da, muie. Da, da, hate-ul, da. Așa știi, muie. Dacă un clip merge bine, vine cu muie, vine un cu val muie. De muie. Păi totul vine cu muie care. Păi nu, dar vezi, dacă sunt numai reacții pozitive, clar înseamnă că n-ai ieșit din bulă, știi, n-a ajuns la lume, că a ajuns numai oameni care te plac și sunt, a, super tare, dar da, acolo. Dar vizualizări nimic. Da. Rămâi la Radio Guerilla. Da, dacă exact. Nu începe aia cu ești un handicapat, s-o fu pe măta, e clar că ieși din bulă. Slab. Aoleu, mamă, ăla, da, e extraordinar. E okay, dăm drumul la, la podcast? Da, păi, dar nu i-am dat drumul. Ai, am dat drumul. De ce nu i-am dat drumul? Nu i-am dat drumul. Ne-am dat drumul. Mai pune, mă. Un pic așa, îl prospătăm. Așa, să... Adevărul e că am, am zile când, când cedez, cedez psihic și efectiv doar la alcool mă gândesc. Bă, și zic, mamă, ce mergea o sticlă de nu știu ce. Și am, am încercat, am mai băut o gură de bere, dar din cauza că n-am mai băut de foarte mult timp, o simt, da. Se simte oribil, se simte, efectiv, o simt ca ceva nașpa. Dar nu e mai bine să bei decât să stai toată ziua să te gândești la alcool? Păi nu, asta e că se întâmplă rar. A. Și când mă trezesc a doua zi dimineața și am dormit și nu m-am trezit la 3 dimineața și după aceea n-am mai putut să dorm 4 ore, și nu m-am mai dezbrăcat că mi-era foarte cald. Adică, dar tu ai fost aseară la mine acasă? De unde știi? De unde știi exact cum am trăit eu azi noapte? Pentru că eu așa trăiam fiecare noapte. Când mi-aduc aminte că nu se mai întâmplă asta, zic, bă, hai că totuși bine că... Bă, dar să totuși, adică mi se pare foarte curioasă treaba asta și interesantă. Deci tu ai băut bere, ca să ne întoarcem la gust, tu ai băut bere, o gură de bere s-a părut foarte nașpa. Deci practic da, tu de obicei, în copilărie. Da. De, asta deci, exact, când exact, ești copil, de practic era... gustul nu ți-e dezvoltat da. Atât de mult. De asta am eu vorba asta, că gustul se... De, adică trebuie să ți-l educi, trebuie să ți încerci de foarte multe ori. Amintește-ți când erai mic, cafeaua nu-ți plăcea, berea da. Nu-ți păi plăcea. Păi stai puțin, toate lucrurile amare și... Exact. Acquired. Uh-huh, uh-huh. Deci tu te-ai întors practic la... Adică papilele tale gustative cumva s-au, da. S-au reîntors. A acolo. Dezvățat amarul. Dar mai da. Mănânci nu, amarul? De mâncat, nu, de mâncat nu mănânc amarul. Nu, deci de la, la orice chestie, ori nu s-a schimbat nimic altceva și gustul de bere îmi place, dar alcoolul se simte, de obicei îmi dădea un val de plăcere. Acum se simte așa, de parcă spui o baterie pe limbă, jur că așa am simțit. Tu îți faci operație de schimbare de sex, zic. Da. Deci te aud. Vreau să mă fac bărbat. A, asta e înțeles. Wow, wow, deci asta e înțeles. Bună seara, dragi ascultători, stai aici alături de Victoria Bora, Victorița, cum ne place noi să-i spunem. Și da, Mihai, Mihai Toader, da. Ca să explicăm cine omul din cadru, Mihai Toader, șef Mihai. Șef. Mihai Toader, șef. Mi se pare foarte amuzant că în română șef se pronunță la fel cu șef. Da, 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 șef. Șeful Mihai Toader. Șef, știi și tot șeful. Timpul e șef. Adică tot timpul... șeful de păsorul lumii. De când a apărut... Adică de când s-a popularizat vorba asta? De când s-a popularizat? Nu de foarte mult timp, dar a apărut de mai de mult. Dar bine, numele, meseria nu, dar zic, de când au aflat oameni că se zice șef? Eu cred că de când cu televiziunea, de când cu emisiunile. Dar chiar, de exemplu, știu, de când cu șef... emisiunile de cooking. Da, de când cu Masterchef. Că nu știu, mai erau bucătari care apăreau la televizor, nu știu, la emisiunea lui Teo. Da, mă, dar sau nu era nici anime șef.
Nu era nu popularizat termenul. Nu, nu era. Nu, nu, nu. Dar cum se zice înainte? Că presupun că șef bucătar, e un bucătar. Și nu-i se zice. Adică sau bucătarul șef cu ș. Bucătarul șef, da. Dar șef adică ca șeful la bucătarie. Adică șeful la bucătar, da, da, da. Și era bucătar șef. Dar nu se spunea, adică eu mi-am cam uite cât era, mai că până acum vreo 10 ani nu se spunea șef cu tare. Era cu tare care e bucătar la nu știu ce. Și nu exista termenul ăsta de brigadă, știi? Adică tu ești șef, dar mai ai de fapt câțiva bucătari, știi? Pe lângă tine. Era, nu, bucătarul de la... Bucătarul de la, da. La, și ăla era, restul erau da. Niște... Da. Da, restul mai contau. Da. Adică astăzi, sau cum îmi place mie să zic, acum e o echipă în bucătărie, știi? Adică da, e da, bucătarul, da. E șef Mihai, cum a zis Teo, da. Sau Mihai, dar pe lângă Mihai mai e și Manole, mai e și Marinică, fiecare pe stația lui, fiecare cercetează în felul lui, știi? Pe vremurile da, mai normal pe măsură ce se ridică, adică se ridică cu totul, știi? Adică odată ce s-a ridicat postura de bucătar șef, normal că și din spate s-a ridicat. Eu nu puteai să fii, cum au devenit acum bucătarii vedete, nu că efectiv, dar cu 10 ani nu erau vedete bucătarii. Și acum deveni bucătarii vedete, normal că și aia din bucătărie trebuie să ridice și ei, că nu-i de parcă aveam această mare vedetă de știe toată țara și niște băieți care toacă cea cu 20 de mâini. Da, exact, un băiat cu 20 de mâini, că el e singur în bucătărie. Normal că s-a ridicat. Nu, eu cred că cu apariția emisiunilor TV, da. Cred. Nu? Nu știu. E așa, cred că de până la Masterchef nu zicea nimeni. Și șef este din engleză sau din franceză? Din franceză. Franceză, șef. Mamă, cum ți-ai zis. Dar ție nu sună K-H-E-F, citit șef, nu-ți sună franceză? Pa da, da, eu l-am auzit în engleză. În engleză e cook. Cook? Ca să nu... Bine, cook e de fapt bucătar. Tot șef au luat și englezii. Au luat și toți s-au luat. Până la urmă, tata Escoffier, nu? A făcut prima brigadă și a inventat gen termenul ăsta de restaurant. Bă, tu stai la oala aia, tu stai la oala aia, tu stai la oala aia, știi? Escoffier a inventat bucătăria sau organizarea practic asta? Practic organizarea asta, da. Nu. A, deci e ca un fel de Henry Ford, cum a organizat. Bine, Henry Ford. Unii zic că au mai fost și alții, că, bineînțeles, bucătăria e din, cum, ca și... Bă, am auzit comedia că se gătea de mult timp, exact. Da. Da, se nu, mai gătea și la modul ca și bucătărie, știi? Adică, bă, am bucătarii mei, boierul avea bucătarii lui la subsol, dar erau sclavi, nu? Erau romi care găteau. Și așa era și la comedie, nu? Erau bufonii, așa da. Și la mâncare. Dar organizarea asta de a-l pune pe, bă, vin la restaurant să mănânc, tu stai la... stația ta, tu stai la stația ta, sosurile mamă și așa mai departe, beșamel, sosul olandez. Fii atent, zile la oameni, dacă tot am adus, să-i explică un pic la oameni ce sunt alea sosuri mamă, că îi pierd. Sosurile mamă sunt alea pe care eu nu le mai prea folosesc acum. Okay. Pentru că sunt foarte grele, dar bineînțeles că tehnica o ai, știi? Și, dar ce sunt, mă, sosuri mamă ce sunt? Păi sunt cele 5 sosuri. E sosul olandez, sosul beșamel, sosul velute, sosul spaniol și sosul de roșii. Și le zice mamă că din alea se... Din alea au derivat cumva în bucătăria franceză și ulterior în bucătăria de... Și uite, de ce, de exemplu, de ce e bucătăria franceză atât de importantă? Bă, adică da, de chiar. Ce... Eu nu înțeleg. Da, chiar. Pentru că au inventat fonfleurile, dacă vrei. Pentru că în momentul în care... Tu ca conte de nu știu unde te duceai la masă la un restaurant, te simțeai la modul super, super apreciat, super văzut bine. Era foarte important ca francezul să-ți gătească ceva. Totul era pe finețe, totul era pe un mise en place, nu? Pe un aranjament. Și atunci chestia asta a devenit super funky. Da, pentru că în China îți dai seama că se gătea la fel poate de bine. Sau băi, asta mă gândesc că m-am uitat la ăla Origins, Flavorful Origins. Da. Și mi-a ruinit ceea ce, deci ce facă ea iau un lucru și am impresia că nu vor să-l mănânce în starea în care e. Hai să zicem că au devenit mainstream într-o perioadă asta în care era greu să fii mainstream. Adică asta, întrebarea voiam să ți-o repet, că sunt chiar curios. Ce are Franța și n-are altă țară China, de a deveni bucătăria India. Franceză? A, păi nu, stai, că o luăm pe virus și arme și oțel. Da, exact. Din Europa de vest venea asta. Normal că bucătăriile alea orientale sunt extraordinar de șmeche, dar numai că influența globală, vezi, virus și arme și oțel e de la Europa de vest, da, că așa da. S-au întâmplat toate lucrurile. Adică pe mine nu mă miră că nu e o bucătărie din asta văzută ca fiind standardul suprem, dar din Europa. Mm-hmm. De ce Franța? Păi pentru că încă o dată au reușit să fie atenți la detalii. Dar știi care e culmea? Cum să zic eu? Cred că și din cauza că aveau mai mulți bani, aveau timp să fie atenți la pe detalii. Lângă asta, pe lângă asta și pentru că au în primul rând au avut ingrediente super șmechere pe teritoriul lor, care au putut să le combine și așa mai departe. Și și-au dat seama de texturi, și-au dat seama de finețe a mâncării, și-au dat seama că poți să le duci la un rang de artă, știi? Auzi, chiar asta au făcut.
Dar încă o dată, asta nu înseamnă că există doar bucătărie franceză și restul lumii nu mai contează. Dar dacă ei au spus că noi suntem cei mai șmecheri, e ca la orice, la muzică. A, la... ce-a fost ei gen ca în comentarii, primul. Da. Și la școală, ulterior, deci au dezvoltat și pe structura asta, nu? Educativă, au spus, bă, trebuie să studiem bucătăria bazându-ne pe ce a inventat tata Escoffier, de exemplu. Prima oară începem cu sosurile mamă, tranșarea, nu știu ce, cum se face. Auzi, dar o altă întrebare de curiozitate pentru tine. Escoffier a început, deci, bucătăria... Secolul XIX. Așa, deci în secolul XVIII, de exemplu, bucătăria franceză nu era această regina bucătăriilor, nu? Adică, o dată că Escoffier a pornit. Era și nu era. Nu era organizat. Asta e pentru bucătari, da. Mă refer. Da. Din punct de vedere tehnic. Da. Bucătăria, dacă stai și mănânci un ingredient de la țațarița de la Tellerman, crede-mă că nebunești, da. Și nu mai trebuie nicio bucătărie. Dar, ca, din punct de vedere tehnic și al organizării bucătăriei și încă o dată al brigăzii, Escoffier a făcut termenul ăsta de a îmbina toate elementele și de a denumi un restaurant. Știi? A, deci de la el a pornit faza cu restaurantul. Asta de la el a pornit. Vechi, adică da. Nu e... Bine, mai erau înainte hanuri, mai existau... Pentru... Da, la asta vreau să spun că eu n-am fost în Franța, în afară de Paris n-am fost nicăieri în Franța, dar din tot ce știu, din tot ce am aflat, bucătăria franceză reală, adică aia rurală, nu știu cum să zic, nu e fină în vreun fel, adică e o bucătărie... Uh-huh. Ai un cocoș cu niște cartofi, cu fituri, grăsimi. Da, bunim. Adică care la garniță cu cartofi. Brânzeturi, cu mucegai. Da. E grea, dar ca gust. Nu, dar nu se pare că... Escoffier a luat din chestia asta, din chestiile astea raf, știi? Și au zis, bă, iau doar puțin din gustul ăla, știi? Iau un pic de acolo, nu iau să-l distrug pe oameni. Iau un pic din gustul ăla. Și îmbin cu alte gusturi și le fac un dish sau le fac un fel de mâncare... care să fie mai echilibrat. A luat ceva popular cu care erau obișnuiți și au zis hai că pun și o țăr de... Dar a avut de unde să ia. Nu, l-a rafinat, adică a luat chestiile țărnești și le-a rafinat. Dar a avut de unde să ia. Da. Adică ce facem noi acum, dacă îmi permis, cu bucătăria românească în secolul 21, el făcea la modul poate în secolul 18, în 19, scuze. Și a luat chestiile raf și le-a făcut, le-a transformat în ceva... Și asta se face acum cu bucătăria românească, se iau lucrurile raf și se... În general, da. Pentru că știi care e treaba? Eu, până să te cunosc pe tine și să înțeleg și să mănânc de la tine bucătăria asta lucrată românească așa, bă, eram, cum să spun, învățat de televizor, prost. Așa. Prost, foarte, bă, pe cuvântul meu de onoare, pe mine când mă întreabă oamenii ce fel de restaurant, ce fel de mâncare faci la Sorul Lume, mă întreabă exact asta, direct că au fost spălați pe creier cu termenul ăsta, e românească, de asta reinventată și mi-e foarte greu să zic da, pentru că asociez reinventarea aia, ce prezentat la televizor, cu o, exact cum e fonfleu, nu știu dacă oamenii știu asta, e o bășină, fonfleu înseamnă o bășină, e, fond un balon cu da. Știi? Și asta, cu asta se asociază, adică mie ce mi-a rămas în creier și la foarte mulți le-a rămas în creier chestia, știi? Ce bucătărie reinventată? Am luat sarmaua. Și am întors-o așa și am tăiat-o diagonală. Am luat sarmaua și am scos carnea din afară. Asta nu e vina omului care zice chestia asta. Nu, chiar nu e vina lui. El asta a înțeles și asta înțelege și mai mult decât atât. Na, suntem o mână de oameni care am început să facem chestia asta. Eu cu Fragmente, Petrician, Alex cu Maze și ulterior Noua, nu știu, Andrei Chelaru, Dumitru de la Anica și așa mai departe. Am fost o mână de oameni care fiecare în felul lui a văzut situația asta și a încercat să o rafineze și s-a dedicat și pana mea și nu știu, și păi a venit celălalt val care a zis, fac și eu un cățin și o mămăligă prăjită și nu știu, știi? Și atunci normal că omul s-a dus probabil ăla care face mămăliga prăjită, a tăiat, a fiert o mămăligă și a prăjit-o și a zis, mamă, ați reinventat bucătăria românească. E normal, e ca la orice domeniu, mă repet. Da, zic că asta e veche, adică ideea asta de... E veche de când a apărut Masterchef-ul. Asta spun că e foarte veche ideea asta de ce m-a reinventat. O prostie, adică e o chestie nu bună. La Masterchef era moda aia cu Fusion. Fusion, da. Fusion. Dar și reinventat. Fusion și reinventat. Astea erau două. Deci astea erau, eu când auzeam Fusion... Am trecut și noi prin asta, îți dai seama. Păi da, frate, dar mi se dădea ochii peste cap ca la păcăre când auzeam Fusion și reinventat. Dar reinventatul ăla era tot timpul o prostie, numai că o... Exact, am luat carnea din sarma și am pus-o lângă varză. Exact, da. Este da. O sarma deconstruită. Exact. Pula mea, pune carnea în sarma, rulează-o, nu fi leneș. Oricum, orice sarma pe care încep să o mănânci devine sarma, de asta varza la Cluj. Varza la Cluj. Ardileanu. Cu smântână, cu siguranță. Da, dar depinde.
Că dacă iar vorbim de sarmale, te duci la sarmac, la viță de vie, te duci mai... Vii din estul. De ce e mai atât de multă ură, mă, între... Asta nu înțeleg, ura asta la sarmale. La, că, și cu la... cine? Cu între... cine? Sunt taberele astea, varză sau viță? Sau viță, da. Mie îmi plac de viță. Și ura în general la sarmale. Că nu e românească, că e portugheză, că e nu știu ce mai contează. Portugheză? Ce... Portugheză, nu e turcească? Păi asta zic, e turcească, e și românească. Dacă stă de două... E ca și cum, acum, să fim sinceri, dacă pizza se mănâncă peste 200 de ani, se va mânca în continuu pizza. Pizza este o mâncare de pe teritoriul României. Asta e, frate, 200 de ani. Puțin, pizza... Toți românii au învățat pizza. Și plus de asta românașii noștri s-au dus în Italia și fac o pizza napoletană, romană, ce vrei tu. Da, da, uite, da. Vezi, adică... din China, are originea în China. Asta zic, nici nu mai contează atât de că mult. Că de-aia nu vezi morcov pe pizza, că e nou morcov. Dar serios că e din China, pizza așa. Dar bine, mamă, am citit, bă, este atât de fascinant, de-aia îmi place să citesc ce mai scrie Dragomir, salut Dragomir. Îmi place să mai citesc ce scrie Dragomir despre originea dișurilor și despre cum inventariază, le-a văzut că zice, uite, se mănâncă asta și în Brazilia și în Africa și în aia și zice. E foarte interesant drumul ăsta al mâncării, știi? Și încep să-ți dai seama dacă, mai știi că vorbeam înainte să dăm rec, că dacă nu călătorești și nu-ți deschizi orizontul, ai impresia că toată lumea se învârte în jurul fix curului tău, știi? Da. Da. Bă, frate, pizza ce e? E o bucată de pâine pe care sunt puse niște lucruri. Da. Pizza, pita. Pita, da. Păi da. Okay. Deci o bucată de pâine întinsă, o bucată de aluat întins pe care pui niște lucruri și după aia o arzi la foc. De ce ai crede că a apărut târziu în Italia? De ce crezi că primii oameni care au făcut aluat n-au pus niște lucruri pe aici și l-au băgat la foc? Da, adică, da, da. Și, adică găsești sarmale. Și în Orient. Și... iei carne, o toci și o învelești în ce, o rulezi în ceva. Da. Cum poți să zici? Nu, frate, un singur popor s-a gândit la așa ceva. Exact. Ca să spun că am văzut articol... Și cubanezii fac un fel de sarmale din tutun. Da, da, a, da, 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 da. Alea merg mai bune azi. Dar îmi place ați zis la nebunie că am citit despre sarmale, la Dragomir am citit un articol despre sarmale, care chiar explica că este un concept întâlnit cam pe toată planeta. Da, 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 da. Carne și... tocată, amestecată cu ceva și învelită într-o frunză, ceva e cum sunt și, nu știu, aluaturile. Și ardei umplut. Da, și poți face din aluat, adică... Și foietajele, la fel. Dacă te duci, nu știu, în zona tătărească din Dobrogea, găsești niște coci de nebunești. Deci, ce, în toate felurile, aluat... stratificat, aluat, făcut, a, crescut, aluat. De plăcinte sau... De acolo a plecat și uberec. Îți dai seama că din partea... Dacă mă întrebi pe mine sună... și dacă e de unde a plecat, dacă vrei, Imperiul Persan. De acolo a plecat totul. După aia ce a ajuns pe la noi e într-un fel lucrat. Tu știi lucrat. Cât de mult mi-ar plăcea să... Acum, bine, sunt și obsedat de mâncare. Și oaia în groapă, uite, oaia în groapă pe care o facem ceea noi. Ceea ce sună poziție sexuală. Oaia dreamă pe care face fratele Băr acolo la Sibiu, sus, la Poiană, nu? Ciobanii de acolo. Aia este o rețetă plecată din Imperiul Persan, făcută în deșert. Așa sibienii se făceau. Și cuvântul cioban, persani. Ciopan, persani. Nu? Vine tot din, dacă stăm să o luăm, a la cart. Mamă, ce-mi place că Mihai a injectat înapoi un pic din cine știe ce ora vechi cu lucruri. Da, și da, cu, știi da, că da, acum da, cam da. Râdem de căcaturi și am uitat că eram intelectual. La un moment dat. Da, mă, deci asta zic cu am uitat ce zic. Zi să-i zic, da. Te-am întrebat, zi să-i zic. Da, contează, până mi se întâmplă de mai multe ori pe seară. Da, asta zic cu mâncarea. Există discuția asta nesfârșită, frate, cu ce românesc. Că am avut și noi podcastul ăla în care tot da, eu am aflat. Și ne-am dat cu părerea despre niște lucruri. Am aflat după aia în comentarii niște lucruri. După care am citit ce am mai scris Dragomir, am aflat alte lucruri. Bă, și concluzia e foarte ciudată. Tot și nimic. Da. Că balansezi între tot și nimic și de fapt sunt amândouă. Deci tot și nimic e românesc. Da. Pentru că Soro Lume, de exemplu, ca să după aia o să povestească Mihai că el e șef bucătar. Soro Lume e un restaurant care oferă mâncare românească. Te-ai prins și tu. Așa. Tu spui neapărat eu. Nu, da. Din mâna ta iese. Restaurant care... Mai e? Mai am. Bem aici Carasia Blanc de Blanc. Da. Medaliat Carasia la... Carasia campionate rasist. Acum? La Londra. Adică alb-alb.
Alb de alb. Alb de alb. Alb. E metoda tradițională. E șampanie, doar e efectiv șampanie, da. Șampanie acolo. Superioară. Pentru că nu suntem în Rusia, exact cum ziceam. Dacă eram în Rusia, era numai asta șampanie. Da, extraordinar. Dacă vreți un spumant extraordinar de bun. Dacă vreți efectiv cea mai bună șampanie românească, căutați asta. Și nici măcar nu un preț aberant. Cât e în magazin? 100 de lei? Nu știu, un concept store și astea e vreo 100 ceva de lei, 110, 100. Adică, ca să înțelegeți, nu e jumate într-o șampanie. Dar nici la Soră Lume nu-i scump. Nu. Am zis-o și cu hotărâre și cu un pic de regret, așa. Nu, nu e. Din păcate nu-i scump. Veniți, dacă puteți, veniți la Soră Lume. Dar să ziceam, apropo de Soră Lume, că ai fost și ai mâncat. Da, mâncare da, românească, recomand. Mâncare românească, dar ce înseamnă românească de pe teritoriul României, nu înseamnă neapărat ceea ce recunoști imediat ca fiind, da, asta e mâncarea românească. Da. Trebuie să fie de pe teritoriul României. Dacă e de pe teritoriul României, e românească. Și atunci, toată mâncarea de pe teritoriul României e românească, exact ce zicea Mihai, că dacă se mănâncă pizza la noi, cum, dacă se mănâncă, dacă peste 200 de ani o să fie pizza și românească, da. Da. Dar să știi că Dragomir foarte mișto a pus, de asta mă tot întorc la articolul, a pus foarte mișto degetul pe rană. Sunt două accepțiuni ale lui tradițional. Și una are mai degrabă accentul pus pe autentic. Și cuvânt de care eu mă feresc foarte mult. Da, da, dar în mintea oamenilor aia înseamnă, știi, adică tradițional înseamnă aceste două lucruri. Ori care și are rădăcinile în, care a pornit din, care a evoluat pe un teritoriu, dar în același timp și ceea ce în mod tradițional oamenii mâncă. Da. Ceea ce nu trebuie să fie neapărat de pe teritoriul ăla. Adică, da. Am citit la un moment dat, cred că am mai zis, da, un podcast de chestia asta, că am citit un, era un articol ăsta antropologic, ceva, în care ziceau că au început să apară în nordul țării, pe undeva, nu știu dacă pun Maramureș sau pun pe undeva, tradiția asta să pună Kent în sicriu, la mort, știi? Oh, wow. Okay. Și era foarte mișto prezentată situația, la modul, bă... Se dea șpagă lui Sfântul Petru înainte de 89. Păi nu, dar tocmai asta explicau, că în orice caz, tradiția spunea să se pună lucruri în sicriu. Deci această idee de șpagă pusă în sicriu exista, numai că la 1900... Da, păi de la asta cu râul Styx, da, ca să plătești, era, drumul. Nu era Kent, acum se pune Kent. Deci te întrebi, Kent, frate, mai e vie tradiția sau nu? Păi spiritul tradiției e viu în continuare. Se pune ceva să dea mortul la, știi? Uh-huh. Acum se pune Kent. O să se pună iPad-uri la un moment dat. Da, ia și exact. Dă-i la râul Styx la asta. Da, exact, băt. Așa. E, da, așa e. Să mor. Garmin. Da, normal, dar să spun. Și asta nu înseamnă că se strică tradiția. Înseamnă doar că ea evoluează. Se modifică. Tradiția niciodată nu a fost tot timpul coerentă. Da, asta nu înțeleg, frate. A fost de aberații tot timpul. Adică și nu numai de aberații. Și asta e fascinant. Adică gândește în cultura precreștină, frate, mâncava și groastre, cum se puneau coarele de cerb tot prin Maramureș, că acolo au fost mai greu de creștiniza, știi, în zona aia, că intrai mai greu lei. Și tot felul de alte, uite, cimitirul vesel, chestii genul ăsta care, dacă stai să te gândești ca un român crescut în cultura creștină, că nu trebuie să fii neapărat creștin, da, nu? Te gândești, bă, mă, ce ciudat. Dar asta e tradiția și de asta e mișto, că câteodată e aberantă, câteodată e... Și nu numai că e aberantă, mă, tradiția a fost tot timpul în continuă mișcare. Pe mine asta mă rupe cu oamenii când zic tradiție, au în cap o chestie care... A apărut la un moment dat și așa a rămas, adică, domne, așa e tradiția. Păi da, dar aia a venit de undeva și se duce undeva, adică nu-i, tradiția trăiește. Da, da, ei au spectru de timp undeva, ei cred că viața există de când s-au născut ei. Da. Ce a fost înainte nu mai există. Da, era... Și mai ales pe un orizont ăsta de acum 800 de ani. A, căcat, 800 de ani. No. Mai știi că vorbeam într-un episod că oamenii, în general, când se gândesc la istoria României, au o pată albă? Undeva de pe la daci până pe la vreo 1400-1300. Nu știe nimeni ce s-a întâmplat. Sunt vreo 10 secole în care nimeni n-ar ideea ce s-a întâmplat, știi? Și atunci zic și mie, deci ai 1000 de ani lipsă din istoria țării, că dacii care drepți și bravi și s-au luptat cu romani. Dacii și după s-au odihnit, 1000 de ani, păi după ce s-au bătut, până al de basaram, 1000 de ani, dar n-avem idee. Deci s-au odihnit, pentru că trebuie să știi, să ții pauze. Stai, 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 că noi avem mă de ăștia superiori. Când zic n-avem idee, nu mă refer că nu știe nimeni, mă refer că în cultura generală, adică orice om, dacă e de pe stradă... Dar și Neagu Giovara, mă, în alea, în istorie pentru copii sau cum era, da, cartea, și... povestea... Deci așa de repede trecut, adică era la modul, na, GPS, GS, pe aici, nu știu ce, da, și mai într-o dată... În 1500... Umfle, da. Episodul 3. Da. Pam. Da. Sau 1300 se mai leagă filmul. 1200 a început. Nu s-a întâmplat nimic. Adică a fost așa pe repede înainte. Da, 1000 de ani. 1000 de ani, da? Și tu îmi zici că tradiția
Tradiția care? Tradiția înseamnă cam ce ai prins de la bunică ta, nu? Adică, da. Eu cred că pentru foarte mulți ani tradiția asta înseamnă 100 de ani. Da. Eu de asta intervin un pic, mă feresc de cuvântul ăsta autentic, frate, că e autentic. Nu, autenticitatea sau tradiția vine din familia ta. Din ce ți-a transmis maică ta, bunică ta, lui maică ta, străbunică ta, lui bunică ta și așa mai departe. Și pe firul ăsta trebuie să te duci. Știi? Și dacă tu găsești firul ăsta până la oricum, dacă e până la stră, sigur ești ceva nobil. Autentic, sau ceva, autentic, boieraș, dacă ai acolo pe familie. Și depinde cât te duci, că autentic este efectiv să vânești șoareci și să fii în Africa. Da. Nu, ăla e autentic. Dacă o până la capăt, ești în Africa. Deci vânau șoareci cu o bâtă improvizată. De asta zic. Ăla e autentic. Bam, te duci pe un fir, ca la muzică, nu la lăutar sau ăsta. S-a transmis muzica din voce în voce, din familie în familie, din tată în fiu, din verișor în nu știu ce, adică au stat acolo niște un nucleu de cultură proprie, știi? Da, și uite, alcool autentic e strugurul stricat. Ăla e alcool autentic. Și tot ce e stricat. Tot ce e stricat, ăla e. Orice e pe jos. Orice e pe jos, ăla e. Ăla e vin autentic, ia. Da. Știi? Băi, am gustat în sfârșit dar mă enervează că nu mai țin minte brandul ce am băut ieri. Pentru că e un om care a ascultat podcasturile mai de mult și care mi-a trimis mesaj și Horinca, nu? Horinca, da. De prune, genială. Dar nu mai știu cum. Eu chiar aveam, adică eram super super sigur că o să aduc și la podcast Horinca aia. Vreau să zic, bă, sigur o să dau niște Horinca la podcast. Am uitat efectiv. Stai liniștit. Am uitat efectiv. Aia de 5 ani. Bună. A făcut cineva în Maramureș și ne-a dat mesaj după ce am discutat, știi că am discutat și noi am discutat și la între show-uri despre asta, că nu se maturează la noi, că nu. Da, că la noi nu se face. A trimis mesajul un domn care face pălincă, Horinca, în Maramureș și care o și maturează și am cumpărat ieri o sticlă de 5 ani, maturată de 5 ani. Și o să fie și în meniul la sorul lume. Și o să fie și meniul la sorul lume, da, o să băgăm și meniul la sorul lume, aia de 5 ani, aia de gutuie și mai vedem. Dacă mai băgăm cu noi. Dar aia de 5 ani este genială. Și va fi la sorul lume unde avem numai băutură românească. Care nu e neapărat românească. Asta e faza mișto. Vezi că de pe teritoriul României, deci avem băutură doar de pe teritoriul României. Adică la noi băutura sau mâncarea poate să fie și țigănească, ungurească, evrească, ucraineană, bulgară. Da. Adică atâta timp cât rețeta e multiculturalismul ne reprezintă, românesc, să zic așa, la sorul lume, nu? Da, dar vezi că sarește acum. Sarește acum. Bine, noi n-am. Eu n-am mai prea fost la podcast de mult, așa că... Nu. Noi nu prea mai... Sară. Nu, mă gândeam acum că noi nu prea avem atât de mulți ăștia conservatori dreptați și ăștia nu prea avem. Nu. Dar nici nu, adică... N-am venit nici din partea altă. Noi avem aici în public mai mult și dacă puțin, dar... conservator, e chiar... Ți-a cântat cu vioară la nuntă, așa că stai tu liniștit. Da, mă știu, dar există trigger. Bă, deci, efectiv, mie mi se pare, uitându-mă așa pe unde mă uit eu pe net, mi se pare că efectiv după ce s-au plâns și au râs simultan de acești snowflakes care și-au trigger și nu știu ce, bă, acum există un segment de oameni pe net la noi care efectiv și-au trigger de la multiculti sau de la progresista. Dacă aud cuvântul, și-au luat trigger direct. Adică, știi? De asta spun că doar pentru că ai zis multiculturalismul nereprezintă, sunt așa și-au trigger. Și din partea altă să ne spună că vorbim de mâncare țigănească și că facem cultural appropriation. Adică exact, poate plus, sară din ambele, exact asta. Și culmea e că dacă e un om din ăsta și întrebi, bine, ok, nu mai zic multicultic, ok, că ții tu firme nasoale, că vrem noi să distrugem, să-l iei la dansul ăla, exact pe poarta lui Dragomir. E, zici și mie, ce e, dacă nu e multicultic bucătăria lumea, zi-mi ce e tradițional, mămăligă, din ce? Din porumb? Care... Până la Cristofor Columb, nu, da, nu știa nimeni că e din, din America. Cum adică e mămăliga? Adică... Că Dacia... Ah, da, asta îmi rupe mintea. Dacă le arăți mămăliga la Dacia, nu știau ce e. Era un profesor, era un profesor de istorie care tot timpul punea întrebarea asta. Mânca Mihai Viteazul mămăliga? Da. Ce tare. Da, păi da. Tare. Pentru că n-avea, că nu, n-avea, nu era. Nu avea, nu de unde, da. Dar asta spun că e... Păi nu, eu chiar am niște chestii pe care le-am... în care am intrat la un moment dat, că făcusem cu fragmente, cu proiectul nostru, prima masă, fragmente, am zis, bă, hai să facem despre influența culturilor pe teritoriul României și cum au venit mâncărurile, care ulterior au devenit
tradiționale. Da, da. Și am început așa, am zis, hai să începem cu secolul XVI. Eram cu Bogdan, amândoi eram, bă, mâncați secolul XVI, nu găsești nimic. Ce dracu, nu am mâncat ăștia nimic, știi? Și până la urmă s-au găsit niște scrieri că se cultiva mei, se cultiva, da, uite, se cultivau cereale și așa mai departe și se mâncau terciuri. Ok. Știi? Și am făcut un terci care reprezenta, asta reprezenta secolul ăla. Erau absolut un terci, știi? Și toată lumea la masă era, bine, că s-a întâmplat de mult timp, era, dar cum adică mămăligă, nu puteai să faci și tu? Știi? Și am zis, băi, da, știți că în perioada respectivă nu prea exista mălaic, nu exista porumb, nu existau culturi de porumb. Abia în secolul XVIII sau chiar XIX, dacă nu mă știu, dacă nu apare prima oară treaba asta cu mămăliga, cu mălaiul, consistență, că ține mai mult de foame, că e mai nutrițional și așa mai departe, știi? Aveau cartofi, nu? Cartofi aveau. Și cartofi a venit tot din America. Tot America, da. O pasă puțin. Acum suntem și pe ambient, nu-i dă glumă. Da. E tradiționala noastră salvare de la jumătate de oră. La jumătate de oră trece o salvare. Deci oricând dăm rec la podcast, după jumătate de oră trece o salvare. Bă, ce puțin în perioada asta n-ai încotro. Da, e, da. Și sunt goale, mă, le conduc goale, mă, cu se da, nu e nimeni. Ca să inducă panică, nu e nimeni. Să bage panică în oameni. Panică, că, da. Sunt salvări românești. Și tradiționale. Și cartofi au venit târziu, da. Nici cartofi nu sunt. Da, pe tot cam în același timp. Da, știu că au venit în și-au bazat irlandezii tot, de a fost marea foamete, că și-au bazat mâncarea doar pe cartofi și după aceea nu le-au mai crescut cartofi într-un an și au murit pe capete. Da, da. Mie cea mai amuzantă chestie, apropo de alimente din astea, de plante și, mă rog, care au venit în Europa, mi se pare povestea cu roșia, mă. Că roșia a ajuns în Europa, tot așa, undeva secolul 14, cred, 15, și timp de multă vreme a fost considerată otrăvitoare. Deci o foloseau efectiv ca o plantă decorativă și roșiile erau considerate otrăvitoare. Și fii atent în fază. A existat, deci e documentată treaba, o tentativă de asasinat cu roșii. Cineva, undeva secolul 15, 16, nu știu, undeva pe teritoriul Italiei, undeva Florența, de asta, știi? I-a făcut unde o salată de roșii? Da, mă, cineva a mituit salată de roșii, cineva a mituit bucătarul unui duce să-i pună roșii în mâncare ca să-l otrăvească. Și probabil că om a avut cea mai bună masă pe care mamă, ce-ai băgat în ea mai dă? L-ai omorât Vincenzo, din potrivă mai stătea. S-a bucurat super mult. S-a bucurat de o travă. Da, acum râgâie și doarme cum se vede pe față. Oh, ce crezi. Păi, da, mă, nu, chiar au crezut foarte mult că sunt otrăvitoare roșiile și nu le consumă. Ce exista tentativă de asasina cu roșii, da. Doamne, cât de tare e asta. Doamne, da. Și am tot văzut pe TikTok, e unul care gătește rețete romane. Mm-hmm. Ce este extraordinar. Serios? Garum. Da. Face tot felul de... Garum, da, mă. Nici nu știu ce e asta. E un sos pe care îl făcea... Strămoșul sosului de pește. Da. Ah, Thailand, se făcea din de ăsta fermentat, putezi, nu? Da. Și arăta că ei tot așa fermentau foarte multe, bineînțeles, cred că toată lumea se folosea. Deci am citit eu la, în Imperiul Roman e prima deschidere de hamburger, la Coloseum. Că aia care era foarte mult street food. Că îți dai seama că ai mii de oameni care... Costul ăsta era foarte mult street food. Da, păi se duceau... Ai oameni care se duceau zici acum, mă gândeam. Nu, atunci la romani. Ok, street food. Păi mâncare pe stradă. Ok. Înțelegi ce spun? Adică veneau mii de oameni să vadă spectacol acolo. Și am zis că vreau să mănânce. Și asta am văzut că era prima deschidere de hamburger asta cu două bucăți de pâine cu o bucată de... carne tocată și făcută la jar, pusă între două bucăți de pâine și pe un hamburger. Eu tot în capul meu e tot imaginea asta de oale din alea fierbând, agățate de ceva lemn cu niște jar de sub. Da. Auzi, mă, tu crezi că n-aveau ceva la mână rapid într-o bucată de pizza? Da, asta nu am râs la street food, știi? Da, și oricum, eu și când zic de tot ce zic, eu tot timpul am nesiguranță. Dacă să vrești de niște lucruri că sunt concrete și din punct de vedere istoric sunt așa, e un pic că și istoria asta. Tot timpul te macini, așa, te ține. Eu să fii sigur niciodată. Tot timpul trebuie să ai foarte mult. Pentru asta mi-aș dori foarte mult. Asta voiam să spun când am uitat ce mai zic. Mi-aș dori foarte mult să călătoresc în timp numai pentru asta. Pentru mâncare. Da. Dar nu m-aș... Adică, mie mi se pare că era atât de infectă igiena. Adică era Dacă te duci, cred că 200 de ani în urmă e gata, ai făcut... Nu, eu aș vrea să mă duc mai mult.
Mie mi-ar plăcea foarte mult să, uite, exemplu, în Roma antică mi-ar plăcea să văd ce să mâncă. Asta mi-aș plăcut să văd, știi? Nu cred că aș putea să mă duc câteva sute sau 1000 de ani, 2000 de ani în urmă să mănânc ce mâncau țăranii. Cred că ne-am curățat instant. Da, că erau. Dacă efectiv vii cu sistemul ăsta imunitar de mâncat de la Mega din caserole. Da, exact, să lingi niște clanțe pe acolo. Păi ciuma bunică, zici direct mor. Cred că într-o zi mor. Cred că muream de la respirat. Cred că dacă cu sistemul tău imunitar, după atâtea antibiotice și astea ce avem așa. Da, mort. Eu am impresia că înainte de doar până și dar făcuse parcă la un moment dat ăștia la Discovery, nu o treabă de genul ăsta că ce s-a întâmplat dacă te duce, ce s-a întâmplat dacă te duce la un evul mediu, de exemplu. Serios au făcut asta? Mamă, ce ai vrea să văd asta. Da, și ce au concluzie? Că mor direct. Instant, nu? Câteva zile mori, da. Că n-ai imunitate la toți microbii ăla, toate, îți dai seama că ea efectiv e de parcă mâncau de pe jos. Conform cu standardele noastre de igienă alimentară, ea efectiv parcă mâncau de pe jos. Da. Și nu știau, adică nu existau spălatul pe mâini. Mi se pare foarte mult. Nu exista spălatul pe mâini. Da, mă! Nu exista spălatul pe cap, nu exista spălatul pe dinți. Punct! Nu exista spălatul, punct! Și din nou știi că multă vreme a fost considerat periculos. Nu spăla nimeni rău așa ca să fie și mai otrăvitoare. Da. Și spălatul din nou a fost multă vreme considerat periculos. Da, că știu că regii nu se... doar săracii se spălau, că n-aveau de ales. Cât de tare, doar săracii se spălau. Da, carne, frate, știi că în secolul 18-19, în fanar și în astea, în România, boierii nu mâncau carnea macră, asta care ne place nouă acum, nu? Serios? Tenderloin și mușchiuleți și nu știu ce. Că era, n-avea gustul ăla, știi, ca la grăsime. Trebuie să fie bucătarul gust, trebuie să gătească, sclavul trebuie să gătească mâncarea aia cu gust, știi? Și asta macro aruncau la sărăcie, știi? Mâncați voi tenderloin ăsta. Mâncau, erau plini de proteine în ei. Păi da, de asta. Da, mă, că n-are gust, într-adevăr, serios, dacă e un mușchi de vită, dacă da, e mușchi de vită, așa gust. Nu prea are gust. Trebuie să arunci cu toate, da. Și mai ales că îți dai seama ce tehnici de gătit erau atunci. Mai, uite, de exemplu, să fierbi mușchi de vită sau să fierbi un antricot. Nu, că se făcea la oală, se făceau tocănuri, se făceau fierturi. Știi ce zic? Așa aia grasă, nu știu ce, pac, o prăjeai, o fierbeai un pic, era... Păi grăsimea avea direct gust. Da, și frăgezește, mamă, bine să plouă. Mă gândeam acum, apropo de standarde de igienă, că a fost scandal, că au închis Cora. La Ușan, da. Și aia? Și Ușan. Și Cora. Ușan și Cora. Da, la Ușan nu am auzit care au fost problemele, adică au... Ai citit doar titlul. Nu, am citit articolul. Okay. Nu s-a discutat despre care au fost neregulile. La Cora mi-aduc aminte că au zis că au găsit insecte, nu știu ce vită, insecte da. Și eram, ce vorbeam de standardele noastre de igienă. Insecte, ăia le puneau, viitorul mâncării de peste 10-20 de ani. Da, exact. În trăiesc în viitor, Cora era exact. La modul... Da. Poate dau afară Cora pe cineva și peste vreo 20 de ani când o să se mănânce numai insecte. Numai insecte, da. Dacă ne mulțim în felul ăsta, clar că trebuie să fie o soluție pentru... Dar mie nu mi se pare o problemă asta, man. Nu știu. Băi, sunt niște oameni care rezistă atât de tare schimbării că efectiv nu-mi dau seama care-i faza. Cu ce? Cu insectele? Da, mă, sunt din nou. Îmi pare rău, n-am obsesie, dar efectiv din partea asta am văzut. Tot din partea asta conservatoare am văzut asta. A, vin ăștia acum, o să vă spele pe cap să nu mai mâncați carne și o să mâncați numai gândaci proști. Păi are mai multe proteine. Da, are foarte multe proteine. Și plus de la insecte nu poți să iei boli pentru că sunt virusii diferiți. Și plus că dacă le gătești cum trebuie au și textură mișto. Da, și nu e vorba de asta, dar faci făină de proteine și din făină aia faci orice vrei tu, știi? Dar există chestia, mamă, frate, o să mâncați gândaci, vă, numai... Bă, nu știu cum să spun, dacă te ridici destul de mult deasupra situației, faptul că iei o vită de pe câmp și bagi cuțitul în gât și o scoți de sânge și pe aia tai o bucată în ea și așa, nu mi se pare un lucru mai finuț sau elevat sau nu știu, decât să iei gândaci, să-i macine. Că ce pune, că ai omorât vita aia sau că ai tocat gândacii aia, e pur la ce e obișnuit omul. Da, pentru normal, că, pentru din nou că... tempocentrismul, bă, dacă nu s-a întâmplat, da. S-a întâmplat în afara vieții mele. Și asta mă gândeam cum ar fi să se ducă, de exemplu, am încercat o dată la bunicii mei să-i dau o mâncare mai de asta chinezească și dau, bineînțeles, că... Tare, la bunicii mei să-i dau mâncare chinezească, wow! Efectiv, aia, ce-i prostia asta? Mamă, și când aud și ce-i prostia aia, parcă înnebunesc. Stai niște și mă gândeam la orice... Da, înțeleg, dar mă gândeam cum ar fi să te duci
de exemplu, în India, să-i dai o sarmadia noastră. Aia ar zice exact ce prostie asta. În primul rând te-ar omoră că e dau o sarma cu vită. Da. Da. Nu, sau să-i dai ceva ce la noi mămăligă. Da. Ce prostie asta? E, o să ai face. Ia gândați ăștia. Ce nu? Uite la generația noastră cum se comportă cu TikTok-ul. Nu. Ce da, nu generația noastră. Noastră, nu. Nu, stai. Noastră, da. Noastră. Stai. Noastră. Nu, stai, stai. Stai. Nu, stai. El are, tu câți ani ai? 30. 32. Ah, voi sunteți. Noastră. Da. Noi, da. Da, dar nu, voi sunteți la graniță. Uite, Victor e dependent de TikTok. Eu, da, tu ești cu 2 ani mai mare, stai pe TikTok? Stau. Vezi, aici e, aici e granița. Eu mă uit, pe TikTok-ul Melinda. Eu iau ca la fumat. Păi la fel am făcut și eu prima, mă uitam pe TikTok-ul verde. Și eu la fel, jur. Un an jumate m-am uitat pe TikTok-ul verde. Deja de un an mă uit pe TikTok-ul. Eu n-am vrut să renunț, azi eu nu mă bag pe prostia asta niciodată. Stai că dau de semințele unei conspirații. Deci femeile se uită pe TikTok și convinc băieții să-și facă TikTok. Da. Că TikTok-ul are algoritmul și îți dă numai chestiile la care vrei să te uiți. Și apoi, uitându-mă pe TikTok-ul ei, îmi dădeam seama că, bă, nu mă interesează chestiile alea, vreau să am chestiile care mă interesează pe mine. Și așa, hai să răzgăsești o grămadă de chestii, fan. Eu la început, când am intrat pe TikTok, adică înainte să intru pe TikTok, eu am zis, mamă, tot așa, ce cu prostia asta, ce cu nebunia asta? Și după ce am intrat și am zis, ok, găsesc chestii care mă interesează. Păi tocmai asta fac, că nu e ceva anume. Deci e ce vrei tu să fii. E tot un fel de internet. E ca YouTube-ul. Cum să te uiți pe YouTube? Păi găsești tot pe YouTube. Normal că găsești orice îți place pe YouTube. Da, oricum mi se pare că te pasionează cultura hip-hop foarte tare, eu cred că pe TikTok găsești cele mai... Orice. Găsești pe orice subiect. Deci jur. Orice subiect. Și că e săptămâna la n-ai orice. N-ai ideea asta. Întreabă-l pe Victor câte lucruri am învățat. Ce ai învățat tu să faci de pe TikTok? De toate. Nu știu. La ce te referi? Nu știu că te-am auzit de foarte, în ultimele luni te-am auzit cu o grămadă de cretinătăți ce ai învățat să faci pe TikTok. Da. Păi orice chestie, orice... De la mâncare, la reparat lucruri în casă, da, la... Da. Serios, găsești orice... În domeniul mâncare, recunosc că nu am putut să intru. Recunosc. Deci chiar am intrat, l-am dat și am zis, ok, stilul ăsta de gătit. După care am început să mă îndrăgostesc de pisici și la mine numai pisici. Bă, bro! Vine numai pisicile. Bă, vă mărturisesc acum. Și pisici care vorbesc. Mi-e care... din ce în ce mai o rușine, nu știu de ce. Că poate orice comedie. Fie. Ce? S-a stins camera. Da, merge banda. Să reluăm de unde am rămas. Dar nu știu unde am. Stai că am eu o chestie. Ah, TikTok, am văzut pe TikTok că îmi place că văd și chestii interesante să la gătit. Să bagi o revizie tehnică. Da. Am văzut că unii făceau în China, cred că era în China, bineînțeles că în China, o ciorbă de 40 de ani. De 40 de ani era aceeași... Solera. În sistem Solera, o țineau fierbând de de 40 de ani. Okay. Cât de tare e faza asta. Okay. Și mi se pare foarte interesant, adică nu un fel de kimchi, dar nu pe bacterie, ci pe fierbere. Pe fierbere. Și mă gândesc crazy. Că... Și așa se numește la... Și ce făceau? O fierbeau în continuare. Deci era o ciorbă de asta. În China există ciorbă. Nu, ciorbă. Și ciorbă. Serios acum? Da. Era. Bă, dar nu se poate. Toate le-au luat, mă. Le-au luat de la noi, da. Da. Ți-am zis, la băuturea asta se numește Solera. Solera se numește butoi de ăsta. În care se tot... Infinit, da. Și topui. Și poate că, teoretic, ai o parte de acolo, are... 40 de ani. Teoretic, știi că dacă ai tot luat și ai pus și ai luat ce ai pus, teoretic e o parte în ciorba aia care are 40 de ani. Adică poate să fie un morcov acolo de acum 40 de ani. Da, știi? La fel cu Solera, cu whisky-ul, cu asta, știi, cu romul, cu asta. Bă, ai o bucățică de alcool acolo care a fost pusă cu 50 de ani. Că tot scoți și pui și scoți și pui, dar se... Da. Exact. Și la asta tot așa. De 40 de ani și na, în timpul zilei îi servesc din asta, nu sting focul și ei tot adaugă ingrediente. Bă, cum ar fi să facem și noi o ciorbă infinită? Să lăsați să meargă... La Târgu Jiu, să fie coloana infinitului ciorbă infinită. Ciorbă infinită, da. Da, exact într-un loc în care se vine pelerinaj la ciorbă infinită. Adică păi să zic, să tot vină oamenii să mănânce infinită, din ea. Da. Te duci la coloana infinită. Și să fie și un curator, adică un om care să explice tot timpul, uite, în această farfurie puteți avea acest morcov de 25 de ani pe care l-a tăiat tataie. Da. Puteți avea pătrunjelul care este de fapt fresh de și acum. Și să vină nepoții română. Au pus pătrunjelul în ciorbă. Româna și să vină zică, bine, dar e proaspătă. De când e? Asta de făcut azi, da? De azi? E făcut azi, da? Nu, de 40 de ani. Cu ce stai cu e? De 40 de ani de azi sau cum? De
Deci azi îți fier tot 40 de ani, da? Azi ai de 40 de ani, da. Bă, mi se pare insane asta cu ciorba proaspătă. Mi se pare incredibil, frate. Eu când aud de oameni care întreabă dacă ciorba e de azi, zic, bă, tu ești prost? Ești născut nou pe aici? Cea mai bună ciorbă e de 3 zile. Cum da, să mă întreb dacă da, e de azi? Da, mă, nebunule. Da. Eu sper că tu a rămas de... Acasă. Hmm? Tu ce ai mâncat acasă? Exact, ciorba... n-ai mâncat niciodată ciorbă de 3 zile. De fiecare dată când fac ciorbă și mănânc după ce o fac, nu este atât de bună. Dar după 2 zile este the shit. Da. E normal, pentru că toată lumea se întrepătund, stau, are timp ciorba să se liniștească. E normal. Și plus de asta să devine un balans acolo, să faci da, un balans. Da, 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 da. E super, super. Dar în același timp sunt și ciorbe pe care poți să le mănânci. Direct, atunci, da. Direct. Da. Ce? Care? Gaspacio. Bravo. Dar care... ciorbă gaspacio. Da. Gaspacio e ciorbă. Păi da, acum ne luăm iarăși la lumea e supa asta, e ciorba. Zamă. Te iubesc și te respect, dar nu poți să-mi pui gazpacio cu ciorbă. Nu, adică nu. Chiar sunt... Poți să exagerez. Adică mie gazpacio mi se pare un piure exagerat. Mie, sincer, eu nu m-aș vrea să văd un meniu în un restaurant ciorbă de castraveți proaspătă sau ciorbă cremă de castraveți. Păi e... Ăla-i smoothie. Ăla-i smoothie. Nu, dar la modul că nu m-ar mira e să... E foarte aproape taratorul ăla de la da. Bulgari, dar ăla e cu... Bineînțeles că ne place să exagerăm, dar nu m-ar mira gazpacio, să... Gazpacio, frate. Eu vă recomand gazpacio, unde e multă roșie, să mâncați cu telemea. Există supa oltenească la fel care se mănâncă. Cu telemea, bă! Dar bine, care poate să stea și 2-3 zile, la fel. E, avem și noi supă ca să mâncă rece? Bine, bine, și bolșul de robot merge perfect, rece. Da. Supă oltenească. Dacă ar veni... acești puriști ar spune că nu e ucraineană, nu este românească, nu. Serios? Borșul, nu. Ah, borșul, da, da, borșul nu. Tu vorbești cu un om care a dat fail crezând că racii din Oltenia erau efectiv raci. Uite, de exemplu, eu sunt ardei umpluți. Mi se pare foarte funky chestia asta că borșul, știi, că sunt două feluri, adică borș este o ciorbă, un stil de ciorbă și borșul fermentat. Și ceva, da. Adică e și un ingredient și un preparat. Da, borș de sfeclă nu se pune borș. Nu? Da. Nu, borșul de sfeclă se poate acri și cu, nu știu, lămâie sau oțet. Știi, și borșul sau de lobodă, nu trebuie să fie neapărat borș fermentat. Așa se numește ciorbă, în loc de ciorbă se numește la ruși și se numește borș. Borsch, cred că se scrie, sau T, da. Ceva de genul ăsta. Și noi în Moldova avem borșul fermentat din tărâțe. Da. Pe care poți să-l folosești și la o mâncare. Și o altă chestie care divizează foarte mulți oameni și nu știu dacă știți. Dacă se bea borș sau nu. Sunt oameni care consideră că este imposibil, inuman și imoral să bei borș. De ce? Dacă e făcut prost, e greu de făcut. Dacă e făcut bine, dacă e bun, e foarte. Deci am fost la Cucuteni, frate. Bă. La Cucuteni, de unde vine toată omenirea, nu? Cucuteni da. Nu e izvorul... Da. Nu... Da. Omenirii, da. Da. Așa? Așa. Și am întâlnit acolo o doamnă, doamna Tun. Era numele, okay. Avea numele de familie. Sau sper că l-are în continuare. Și era printre singurile care mai făceau borș din tărâțe. De acolo și numele proiectului nostru, Fragmente, că mai găsim doar fragmente. Și am gustat din borșul ăla și era, bă, un iz de acreală, nu știu cum să zic eu, adică ceva de fin, un fel de kombucha, dacă vrei. Ok. Păi, da. Știi? Dar fin, fin și răcoritor. Îl ținea într-o pivniță cu niște crenguțe din alea de vișin. Și ce vrei, mamă, să guși de aici? Zic, da. Pac. Și mi-a pus printr-o sită din aia, mi-a pus și am băut. Și am zis, bă, gust și eu, că vezi de treabă, mai puneți-mi o cană, dacă se poate, că este genial. Și e și super sănătos pentru flora. Probiotic, da, frate. E probiotic, e fermentat, da. 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 Nu mă întreb, și asta zic, depinde ce borș bei. Că dacă bei un borș în care lumea face industrial borșul și îți dă acolo acreală, poate nu poți să-l bei. Dacă iei un borș cum se face și cum trebuie să fie făcut fin și răcoritor, îți spun eu că da, vrei mă, să bei doar vara rece, da. Ai de capul meu. Da. Ai de cap. Eu într-o seară m-am prăjit rău. Sunt vreo 7 ani de atunci. Și într-o seară m-am hotărât că eu vreau neapărat să încerc să beau borș cu vodcă, să-mi pun vodcă în borș. Și am băut. Okay. Eram deja un pic abțiguit, n-am să te mint, adică nu mi-a venit treazii de asta. Dar aveam niște borș, frigideri și mi-am pus vodcă în borș
Și bă, deci pot să vă raportez două lucruri. În primul și în primul rând, dacă pui vodka în orice, nu prea se simte, așa că efectiv am pus niște borș. Și doi la mână, m-am stricat foarte tare. Da. Noroc că am avut tavan la baie. Cum ar fi fost să faci, ca să simți ambele arome, să fi pus un shot de vodka și un shot de borș? Păi. Să le bei shot de vodka, să faci... și după aceea iei borșul. Bam. Dacă ar fi Melinda aici, ți-ar zice că ce a nebunit-o pe ea, adică ce a băut în Edinburgh la bar, dar este o tradiție care oarecum venită de la americani, pickleback se numește, shot de bourbon cu shot de suc de murături. Dar, mare atenție, pentru că noi suntem un popor super... pus pe murături, adică noi, mă rog, mai ales Moldova și Sudul, că Ardealul, să mă ierte Dumnezeu, voi încă n-ați aflat. Da, e da, greu da. Cu murăturile în Ardeal. Dar Moldova și Sudul e mai pe murătură. Ce zic ei că e pickleback ăla, e de fapt oțet cu zahăr și cu miodenic. Adică este în ce se face murătura rapidă. Da. Deci nu este în zamă de murătură, nu e saramură. Uh-huh. Deci la aia zic pickleback, știi? Dar asta e pickleback-ul. Bagi un shot de bourbon și bagi un shot de oțet. Zeamă de murături. Da, dar e oțet îndulcit și aromat. Și aromat cu leguma care s-a murat. Nu. Nu, îl fac direct. A, deci serios? Stai un pic, că n-ai problemă. Deci cum ar veni, fac zeama în care ai pune. În care ai pune. Deci nu ai pus murătura și pe aia ți-a rămas zeama și o folosești la... Okay. În care ai pune ca să faci quick pickle, de la 3 ore sau știi? 3-2-1, cum ar spune. 3-2-1 se spune tehnic, da, corect. 3-2-1, ce îmi place că l-am aprobat pe șef Mihai. Da, corect, bravo, știu. S-a învățat bine. Exact 3-2-1, dar numai că pun ăștia în bar care dau mai multă atenție la chestia asta, pun un pic, mai zdrobesc o boabă de daia, adică nu e numai 3-2-1, știi? Dar e chestia asta, bourbon și după aia pickle. Și dar foarte mișto merge. Foarte mișto. Mă gândesc după tăria aia să iei ceva să-ți aline din punct de vedere acid. Eu cred că dacă le dăm zeamă de varză sau ceva, le rupe în capul. Cred că nu își dau seama ce i-a lovit. Uite, am văzut la nemți, zeama de varză se vindea foarte des în magazine. Adică era... Am vorbit de curând acum despre... Și varza cred că se vindea la fel. Da. Eu cred că există magazine care zice varză, zeamă de varză, varză dulce, varză... Zeamă, eu fără... Eu varză am mâncat în Germania, n-am... și de acolo am și înțeles de unde n-ar dea la atât de multă varză. În mâncăruri, da. În Europa Centrală. Da. Bă, varza. Da. Nu vreau să pornim de o discuție. Am vorbit de curând. Am un dispreț pentru bucătăria germană. Da. Deci n-am văzut oameni mai lipsiți de imaginație, frate, și de poftă de a mânca ceva. Păi nu, că nu e eficientă. Imaginația nu este eficientă. Dar dacă ei așa au fost obișnuiți de generații întregi papilelor gustative, pentru este... Care papile gustative? Alea pe care le au. Ei, alea două. Sale lor. Au două papile. Bă, bro, fii atent. Știi? Eu sunt de acord cu tine. Venim cu niște... cu altfel de arome, cu spice-uri, cu chestii. De acord cu tine, dar... Că nici nu ai mâncat sarmale făcute în varză dulce, este? Nu cred. Nu. Vezi? Dar bunicul meu din Iclod, județul Cluj, el doar așa le mănâncă. Făcute în varză dulce? Da, în varză cu dulce. Cu stafide? Nu, cu carne. Am văzut. Sunt alea de post. Cu stafide și orez. Da, cu stafide și cu orez. Alea de post. Na, mănâncă tu aia. Poți să mănânci, nu poți să mănânci, dacă el așa a crescut. Bro, și dar semn Dumnezeu nu cred că a aflat că noi facem sarmale cu stafide, că altfel mai dădea un potop. Dar nu ne-a lăsat să stafide. Nu, dar în Orient se mâncă atât de des orizul cu stafide. Da, mă știu. Foarte, foarte des. Da, noi aici credeam că aveam o mândrie. Da. Credeam că suntem daci creștini și acceptăm stafide în sarmale. Dar stai puțin, cum să faci, mă, deci în sarmale, în varză crudă? Da, varză dulce, neacrită varză. Așa se face în neacrită, înseamnă fiartă. Crudă sau e fiartă? Păi e fiartă, dar fiartă. E fiartă varză dulce, gustul e dulceag. Nu deci, ai aciditatea fermentării. Ok, deci fierbi și foaia de varză fiartă în apă, pur și simplu și n-ai aia fa sarmale. Și dai cimbru, îi dai plante. Ce? Pentru că așa au mâncat ei, frate. Pentru că în Europa Centrală, pentru mine Clujul este Europa Centrală, așa. Mâncările sunt mai dulci. Mâncările sunt mai spre dulce. Știi? Da, pe mine mă omoară la ciorba nu e acră. Mă omor la ungurea asta, deci eu urăsc
două lucruri. Ungurii. Da. Încă la unguri e bine pentru că la unguri ai spice-uri și mai ai paprică, da, ai iute, ai boia, mai... da. Dar faza este că totuși... Dar în Austria? Nu, în Austria nu mai ai. Aia zic. Ai cartofi. Da. Și varză. La unguri ce mă omoară, sunt două lucruri care mă omoară, iertați-mă că am mai dat cu degetul, două lucruri care mă omoară la unguri, unul la mână, cât de greu, deci orice faci, ce, vrei ceai, da, freci niște făină cu niște untură, gen nu poți să faci nimic fără un rântaș, fără da. Ceva, nu e, deci nu auzi de ceva, că nu cauzează diabet sau arteroscleroză, pentru ei nu e mâncare. Da, dar vezi că vine, această chestie vine tot din sosurile, mamă. Da, clar, și cum să spun, bă, e gustos. Ne întoarcem la cum am pornit podcastul. Că până la urmă, dacă ai niște, dacă, cu... dacă te ia porcul și ai dita mai untura rămasă și ai niște făină, tu normal, să bagi în orice. Nu, dar pui că dă gust, adică chiar dă gust. Și depinde de zona geografică, că dacă stai în munții Orăștiei la zăpadă până în gât și e de casă aici și casă acolo, dacă nu mănânci în tașul ăla, n-ai energie să ajungi la casă. Da, dar asta e de la unguri venită. Da, să spun că la mâncare unguroasă. Și doi la mână mă omoară asta cu dulcele, mă. A, da, au ciorbă de cireșe. Ciorbă de cireșe și, că beau, și de vișine. Beau compot la, da, beau compot la masă, mă. Da. Da, și vine sos de fructe. Da, clar de acolo vine, dar numai că nu, știi cum au copiii vorba aia cu miss me with this shit. Da, da, da. Vă rog da, frumos, da, da, da. Copiii da. Cât de bătrâni sunt, practic sunt oameni de... nu suport, deci nu suport asta, mai ales asta cu dulcele, adică înțeleg balansul, bă, balans, ok, pune-mi un pic de dulce, ok, bă, da, când... Da, dar mie mi se pare foarte funky la maghiar și chestia asta că și la ea e multiculturalismul ăsta care e, bă, e super, super tare, gândește că la ei mâncarea națională este burta. Ce? Burta. Burta e mâncarea națională? Da, au o mâncare din burtă, de vită, care, pe care o fac la ziua anul națională, știi, sau cel puțin... Ce am văzut eu erau niște expați în America, nu din Ungaria, care asta făceau de ziua lor național și mi s-a părut foarte crazy că venind din Imperiul Habsburgic cu mâncările astea dulci și așa mai departe, totuși pe filiera de sud a venit și cu schembeaua din Turcia, știi, cu schembe. Deci era ca un fel de tuslama? Un fel de. Și ăștia ungurii au influență în bucătărie finlandeză cumva? Eu cred că da. Finlandeză, otomană, tătărească, austriacă și asta e fain, știi? Altă nație pură, cum zice Orban, niște ăștia pure așa, veni și de acolo și de acolo. Și dintr-o parte și din alta, da, dacă mănânci un guiaș pe bune, vrei să-mi spui tu că guiașul ăla are gust de Europa Centrală? Nu, nu, ăla e din stepe, din venit de pe de la tătare. Asta e super fain și de asta este frumos ca bucătăria de pe orice teritoriu să fie influențată de alte bucătării. Da, mă, normal, e dar fun. Nici nu are cum să nu. Pentru că faza, știi care? Bă, faza care? Căcat. Zic doar atâta. Mi-am dat seama acum. Toți oamenii ăștia care sunt obsedați de stat național de asta, de etnostat, de bă, aici e da, al, da, da. Noi care așa. Da. Eu nu știu dacă înțeleg sau dacă le trece prin cap că nu s-a întâmplat niciodată treaba asta. Adică ce cred ei că este acum România, Ungaria, nu știu, Polonia sau ceva. Ei cred că este un lucru care a tot existat. Da. Și așa da. A fost de când e lumea. Dar de fapt, tu acum dacă închizi granițele, tu acum dacă efectiv închizi granițele, obții un lucru care niciodată de-a lungul istoriei n-a existat. Pentru că de-a lungul istoriei s-au tot vânturat oamenii dintr-o parte în alta, din toate, că au invadat, că au cucerit, că s-au dus, că au fost cuceriți, că nu știu, tot timpul a fost nebunia, vârtejul ăsta, știi? Și tu zici, nu, știi ceva? Asta este Polonia. Acum, ce e acum Polonia, asta trebuie să fie Polonia pe vecie. Bă, dar n-a fost vreodată. Adică ce e acum în Polonia n-a fost, acum 100 de ani a fost, acum 300 de ani a fost. Mie rupea mintea, mai ales la nemți, că iau currywurst-ul care este, efectiv, a devenit mâncare națională, currywurst. Da. Este cârnat cu curry. Da, și curiul nu e în asta, frate. Da, curiul nu este nemțesc. Asta bă, dar sunt aproape sigur. Măcar, fii atent, stai puțin. În primul și în primul rând, ei măcar au pus curii într-un cârnat care e nemțesc. Dar gândește-te că e mâncare națională în Anglia, curry-ul ăla indian. Adică da, efect, da. Direct mâncarea indiană este mâncare națională. Și cantica masala care e făcut de englez, nu există în India acest preparat. Da. Pentru că au adoptat bucătăria indiană și după aia au inventat chicken tikka. Ceea ce este super. Da. Deci ei au inventat un dish englezesc, dar în bucătăria unui alt popor. Da. Deci e ceva incredibil. Păi, apropo de Cosmin Dragomir, că l-am tot pomenit. Exact, l-am tot pomenit.
În cartea aia pe care a, nu știu, a reeditat-o el, dacă nu mă înșel, de pe la 1690, găsită prin Transilvania. Nu vreau să greșesc, că de asta zic, nu vreau să mă dau balon pe aici, dar cred că era scris în limba maghiară. A găsit prima rețetă de sarmale scrisă într-o carte, gen, știi? Și scrie acolo, ok, carne, nu știu, căruși, la un dat, ghimbir. Pula aia, ghimbir. Ghimbir, da. Sarma? Da, frate, ghimbir. Prima rețetă scrisă pe teritoriul României de sarmale este cu ghimbir. Nu cred, știi? Ok. Ok. Dar clar că circulau mai... oamenii, frate, și da. Își lăsau condimente și își lăsau ingrediente și floră spontană era mult mai dezvoltată și așa mai departe. Ghimbir la prima. Pe de altă parte, ca să mă duc și din partea altă. Deci eu sunt total împotriva ideii astea că a existat România, e ceva care a existat de când e lumea, că suntem și stat de la 1918. Mă rog, da. Nu vreau să mă gabur, da. Că bucătăria românească e ceva care noi avem, nu știu ce. Eu sunt total împotriva ideii astea. Adică exact cum face Mihai treaba la Sorul Lume. Bă, frate, ia orice e pe teritoriul acestei țări, de oriunde ar fi venit, orice ar fi, și tratează-l ca fiind bucătăria țării tale. Dar pe de altă parte, sunt totuși de acord că m-ai trigărit cu asta, cu floră spontană. Nu trebuie să te închistezi în, bă, nu, a, doar asta e mâncarea românească. Bă, dar totuși, să-ți aduci un pic aminte că mai trebuie să mănânci ce pe în jur. Adică bine, nu sunt lăsat, știi, dar hai să ne întoarcem un pic. Păi da, asta, hai să ne întoarcem un pic spre ce în jur. Da, adică, da. Asta e spus și asta nu cred că înverșunează pe absolut nimeni. Nu, dar nu face nimeni lumea chestia asta, știi? Și mai ales dacă mama a făcut o mămăligă și mă la eu de unde era? De la Carrefour, de la... De bă, noi o facem de vreo câțiva ani, adică... Da, mă, dar mă refer la nivelul... Nu mă refer la câțiva șefi care au un film care fac o chestie, mă refer în general la... Păi da, dar și câțiva șefi care fac o chestie... Datoria noastră, pe lângă faptul că trebuie să avem un restaurant care să producă și trebuie să dea mâncare bună și lumea să simtă bine, eu consider că trebuie să și facem un pic de... Adică să le arătăm oamenilor, bă, există și asta. Da. Puteți să faceți și voi acasă, puteți să mergeți să luați grașița de pe jos, nu știu, iarbă grasă pe care bunica o dădea la porci, să vă faceți o salată din ea, să vezi ce mișto e la gust și ce juicy sunt frunzele și așa mai departe. Dar oare poți să faci în oraș asta? De ce să nu poți să faci? Pentru că dacă în oraș... Păi dacă e... Zici să o iei de pe șosea în oraș? Da. Bă, nu știu, cred că... Bă, cât mă crești cu pișa de câine, n-ai mâncat când erai mic? Serios, da, dar nu mă refer la pișa, mă refer la puțin la poluare, da. La noxe. Asta nu știu, asta să spună specialiștii, că nu mă pricep. Iartă-mă că te întreb, o mică paranteză. Am citit de curând o chestie apropo de albine urbane, de stupi că urbani. Că aparent îi... Și că este extraordinar de... Și că le merge foarte bine în oraș. Sunt niște oameni care fac în Delta Văcărești acolo, care pentru asta țin stupii ca să... Okay. Să zboare pe aici, prin da, da, Delta, dacă zici Delta Văcărești, Delta Văcărești e ca un fel de rezervație. Oamenii ce ziceau acolo, și apropo de stupi urbani în orașe gen Londra, Paris, New York, așa, nu știu ce, orașe mari, aglomerări mari urbane, unde e încurajat stupăritul în oraș. Da. La noi, ci că din, nu știu, dacă greșesc, iertați-mă, dar ce ziceau e că din, nu știm ce motive, e interzis în București stupăritul, da. Dar... pe mine m-a mirat un pic, pentru că în capul meu orașul e o chestie foarte mizerabilă. Da. Și infectă și, nu știu, nesănătoasă, știi? Și atunci când am auzit că cică albinele trăiesc bine și e miere mișto de în oraș. Da, da, da. Cică le merge foarte bine albine și că e o miere foarte bună mierea de oraș. Și am fost, cum că am impresia că e numai... Că e doar benzină. O travă, da. Și tu că albinele în București n-au dinți, cum e... piesa din Magdalena, că albina n-are dinți. Mamă, bă, când mi-a plăcut versul ăla. Zi care era versul? Magdalena, că zice Magdalena, în turcească Magdalena, zice că zice, Magdalena spune drept cine te-a mușcat de piept, știi? Și zice că au mușcat o albină într-o grădină, da, ceva da, de genul ăsta. Și zice la un moment dat bărbatul că, da. Magdalena, de ce minți? Că albina n-are dinți, n-are dinți. Măsele n-are cu ce să face semne. Da. Când l-am auzit, eram acolo la Sorul Lume și am râs. Da. Păi de asta am și făcut. Magdalena, de ce minți? Albina n-are dinți. Ce mi-a plăcut. Bă, veniți la Sorul Lume. Dacă sunteți în București, veniți la Sorul Lume pentru muzică. Am primit feedback după mâncare, normal, că ce faci extraordinar. După mâncare am primit feedback cu cel mai bun pentru pe muzică. Da, chiar da. Pentru că a făcut nebunul ăsta un playlist de vreo 350 de piese. Da, este super șmecher. Bă, dar și 450. 450. Uite, deja se apropie de 500 de piese playlist făcut de el. Bă, și sună, în primul și în primul îmbracă locul într-o haină
frumoasă, pentru că nu știu, frate, nu știu. Bă, dar dacă toți sunt la podcast, să zici istoria playlist-ului, frate, că tot da. Ai tricoul ăla pe tine cu mine și cu Bogdan acolo de la Bogdan, n-am pomenit pe Bogdan aia până acum. Bogdan! Aia zic, eu, muzica aia pe care am pus-o în playlist este tot așa, în urma cercetării fragmente, pentru că eu căutam mâncare și el căuta muzică. Și atunci eu am învățat de la el muzică și el a învățat de la mine mâncare. Și cumva de acolo vine playlist-ul atât de mișto, știi? Că e muzică din perioada antebelică până în prezent, adică avem, nu știu, de la Zavaidoc până la Jean de la Craiova. Bă, chiar e, și chiar e faină muzică, adică și nici nu știu de că există. De la Dona Dumitru Siminică până la Bogdan Simion și așa mai departe. Din de toate la categoriile. La Simion, da, da. Și muzică interbelică, și muzică și romanțe, și tangouri, adică nu doar muzică lăutărească. Mamă, și Mircea Florian avem. Ai, na, Mircea Florian am auzit, n-am prins. Albumul din 79. Dar Gigi Marga cu frații, Gigi Marga, Gigi Marga cu trio Trio Caban și Trio Grigoriu. Trio Grigoriu. Gigi Marga cu Trio Grigoriu mi-a plăcut atât de mult, deci este o muzică atât de să-mi iertați romgleza, smooth. Deci e ceva atât de ceaciauri. Da, bă, da 50, așa 50, nu? 50, 50. Bă, da, atât de fin și atât de nu, eu nu m-aș fi așteptat să facă să se fi făcut muzica așa de bună la noi. Atât nu, de fin, bună. Contrar nu perioadei. Nu, bună. Film, da, filmul era unul foarte american de ăsta de stat lejer pe plajă, la un cocktail, la ceva, adică gen, știi? Mm-hmm. Zona mm-hmm. 50-60s cocktail lounge. Mm-hmm. Ceea ce nu credeam că s-a făcut la noi vreodată. Și primul album al lui Dan Spătaru e mișto. Nu l-am ascultat niciodată. Da, zici că e italian. Ăla cu Oare și cu Strada Mea și pe care l-a semplat și Spike și mai mult. Și ăla e primul? Da, ăla e primul album. E top. E albumul meu preferat de la Dan Spătaru, primul. Așa că... Șef Mihai, genul de băiat care are albume preferate de la Dan Spătaru. Bă, mi-a plăcut că suna într-un mare fan. Uite, oare aia mi se pare un surf rock, dacă mă întrebi pe mine. Da! Adică suna asta s-a făcut niște tare. Muzică, nu m-aș aștepta să fi făcut genul ăla de muzică la noi. Bă, s-ar putea să fi băut și să mă încurc în diatez un pic. Nu m-aș fi aștepta să se fi făcut. E ok. Da. Da. Și asta zic, muzica de la Sora Lume se datorează și lui fratele Bogdan, că da. M-a învățat în anii ăștia. Așa, până la urmă, da. Până la urmă, ăsta e Bogdan Simion. Ăla e Bogdan și ăla sunt eu când nu aveam păr lung. Da. Bogdan Simion zis comoara națională. Îl enervează. Bă, și vă recomand să mâncați desertul. Dacă mergeți neapărat desertul, este extraordinar. Bă, să râzi, desertul e și cu love, e și cu hate, adică, serios? Da, pentru că oamenii care bagă zahăr, oamenii care vor la desert un fucking sugar kick, nu-l primesc în chestia. Bă, mie mi se pare că e perfect și combinația aia. Deci este caramelul care merge cu caramel de polincă. Caramelul merge cu sărat în primul rând și dacă și-a sarea din brânză, care brânza merge cu zahăr, care are și un pic de smântână de izbănești, deci este efect, deci de cimbru, perfect, da, da, este perfect, chiar e fain, chiar da, mă, da, e tare, da, mă rog, nu, acum lăsați, nu e de parcă vă, stați calm, nu e nu e de parcă asociații Solo Lume sunt aici și fac reclamă. Da, doamne, adică... Nu, no, clar e bravo. Tare. Da. Bravo. Și băutura e foarte mișto. Bă, da, pentru că e numai... Dar ai văzut că am vorbit cu doamna, îți mai aminte că am vorbit duminică cu doamna de la Teșghea, doamna actriță, Era care a actriță? Fost surprinsă. Da, era surprinsă că actriță sau ceva în lumea teatrului, nu știu. Dar era foarte surprinsă că toată băutura e din România. Da, și nu înțeleg cum de nu... Și-a dat seama, dacă te uiți pe meniu, e clar că toată băutura e românească. Adică nu e absolut nimic care să nu-ți pare românesc acolo. Vinurile sunt românești, tăria e pălincă, brâncoveanu. Ce nu e pălinca românesc? Pe care chiar am căutat-o. Adică nu e pălincă. Da, știu că mi-a zis că ați fost în... Și asta, uite, vie asta îmi place la asociatul meu, Teo Hari, că e super true pe tării. Nu știu, atât de mult ți-a plăcut băutura cât să simți atât de bine. Deci, frate, are o chestie la pălinci în care eu zic, băi, nu mă, că mă tot întreabă, bă, cum se pare asta? Bă, dacă ți se pare ok, păi, da, n-am e treaba ta. Că... Că ne întrebăm, da. E foarte, foarte pasionat de scoci românesc. De scoci, da. Scoci și să știi că omul, bă, dar ce mă enervează că... Deci îmi vine să o sun pe Melinda la podcast, să o sun. Sună, că de obicei te sună ea. Pe asta zic. Îmi vine să o sun că
că vreau să zic numele, deci efectiv vreau să zic numele omului care face horinca aia, pentru că omul, apropo de scotch, ai văzut cum arată sticlele și etichetele. Deci omul s-a dus cu maxim tupeu, a făcut exact sticlă de scotch. Și vechite în butoi și la serios, cum se numește brandul ăla de horinca pe care l-am băut ieri și pe care îl băgăm acum la sorul lumea? Horinc, nu, se numește într-un fel, distilatorul, se numește familia într-un fel, cu G. Hai, uită-te pe WhatsApp și dă-mi un mesaj. A, ok, bine, dacă n-ai trimis, te sun de la podcast. Este, efectiv, te sun da, de la uite, podcast. Da, uite, a găsit Victor, știi ceva? Divorțez. Asta? Da. Aia e super mișto. Aia de Gogota. Gogoț, da, arată, gogoță, gogota. Nu știu, arată gogota. Super bine ambalajul. Da, dar vezi că arată fix. Eticheta arată fix a whisky. E fix whisky. Adică îmi place foarte mult atitudinea cu care s-a dus omul. Bă, fac. Și plus că a zis superior matured plum brandy. Da, da. Dar arată exact, dacă o să căutați Gogota Family Horinca, o să vedeți, sticlele arată exact a scotch. Mi se pare foarte mișto. Da, foarte tare. Că... De recunosc că pe mine m-a spart aia de prună. Aia de căpșuni. Aia de prună maturată 5 ani. Aia a fost genial. Aia este extraordinară, da. Și n-ai gustat-o pe aia de gutuie. Aia de gutuie este... A, ai zis tu că aia e de shit, da. Cea mai bună polinca de gutuie pe care am băgat. Și pater îmi place la fel. Design-ul. Pater? Am băgat și pater la sorume. Bă, la pater, eticheta este... Trebuie să vorbesc despre etichetă. Eticheta este cel mai... E sex. Mai... Da, sex. Când pui mâna ce este? Mamă, ce este? Mi-ai economisit cuvinte. E sex. Eticheta okay. E sex. Deci este efectiv... E mișto, nu? Mamă, cum e să pui mâna... E texturată, da, se clasă. Schimbă culoarea când te uiți la copacul ăla. E pe mai multe. Și plus că e și cu înțeles, cu copacul vieții. Și se întrecută toată familia acolo. E un arborele, efectiv. Dar pater e o țuică de arge și un pic mai domoală. Mie îmi place foarte tare. Este extraordinară. Pater, țuica de prune de la pater, cea mai bună țuică pe care am băut-o din astea, în comerț, fără îndoială. Și de la domnul Gogota, Gogoță, nu știu, îmi pare rău dacă mă cereți numele, aia de gutui este... Care va intra de săptămâna viitoare în meniu. Și bă, avem, cred că avem cea mai mare gamă de țuici, pălinci, horinci sau ce vrei tu, nu știu. Da. O să ne umplem barul doar de asta la un moment dat. Și mă bucur foarte mult că oamenii au fost un pic deschiși. Pentru că mi-era frică de treaba asta, știi, de... Cu o băutură doar din România? Nu, cu asta, cu tăria. Cu oamenii... Sens că, ah, nu, doamne, nu, cum să beau pălincă sau asta, știi, că e chestia asta, nu știu, în București am văzut asta, în sud, în general, cum păi traumatizată toată lumea. Da, de la... pentru că au băut kerosene de ăla, mă, deci, să mă, eu cred că ăștia care fac țuică pe acolo și pe la Zalău și pe la Cluj și pe la Sălaj și pe unde mai fac... Chiar o zonă din care nu avem. Nu, dar să știi că nu degeaba. Să mă ierte zona aia, că iubesc Clujul, deci îmi place la Cluj, dar nu mai pot, dar să mă iertați foarte tare. Ok. Nu, adică, nu, băi, e făcută un fel în ciuda stomacului, în ciuda ficatului, nu știu, adică în zona aia se face o tărie foarte aspră, foarte puternică. Aia mi se pare că exagerează acolo. Și dacă cineva nu e de acord cu ceea ce spui tu acum, să ne dea niște distilerii ca să ne exact. Da, asta mi se pare. În timp ce vorbeam, mă gândeam, e foarte bine că și pe cine super mă ajută. Exact. Să zic, auzi, bă, pulă. Ia-mă de aici. Și mai băgăm ceva. Să arăt eu niște și să intre și de la Zalău. Deci din zona Zalău Cluj chiar n-avem. Și e o zonă faimoasă. Deci uite, acum o să avem niște horincă din Maramureș, o să avem din Secuime, o să avem din sud. De unde am băut atunci? Din vulcan? De era extrem de bună țuica. Da. Din vulcan, în mă. În vulcan. Da, dar da, important e să și putem să o cumpărăm. Nu, da, era la era tradiționalul tradițional, pet. Da. la tradițional. Era frumos vulcan. Făcută. Nu, dar era făcută într-o sticluță foarte fancy, așa. Nu ne-a dus la pet de... Nu, era din sticlă. Din sticlă. Ne, era chiar era sticlă. Da, da. Cu steagul României, așa. Da, exact de aia, da. Așa e, mă, avea un steag României pe aia, da. Și era făcută de ăla care avea cel mai șmecher cinema. Băi, este extraordinar asta. Am să facem și un vulcan și să mă iertați, dar am mers cu așteptările foarte jos. Cum se numesc oamenii din vulcan? Nu știu, cred că sunt Star Trek. nu știu, vulcan... Klingonien. Vulcaneni. Vulcaneni. Nu știu. Dar m-am dus în orașul vulcan... cu așteptări foarte jos, îți dai seama. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar serios acum, adică într-o zonă... Dar nu, că n-au internet, deci nu o să vadă asta. A, da,
Deci mă duc la terminația aia, bă. Nu mă, dar serios acum. La adică, furnalul 5. Zona aia e istoric, foarte, foarte afectată economic. Deci e o zonă care de mult e, știi? Și m-am gândit, zic, bă, nici măcar Petroșani. Lângă Petroșani. Călan, da. Călan, Vulcan. Lupeni, da, exact. Era care sunt... God damn it. Și, bă, când am ajuns acolo, șoc, sala, da, deci arăta extraordinar. Bă, extraordinar. Deci renovat cinematograful acum mai curând cu scenă. Mă, nu au transformat cinematograful într-o discotecă, ca așa se face. Nu, bă, asta zic, că era făcut... La Cugir cel puțin. Dar era așa, făcut, fii atent, era făcut cinematograf, dar era făcut și pentru spectacole. Era și ca sala de spectacole. Și noi am făcut în fața unei perdele, da, unei cortine de-astea roșii, da, ca lumea, totul nou, frumos. Bă, extraordinar. Extraordinar. M-a rupt. Și în al doilea rând ne-a adus omul. O țuică e foarte bună. Foarte bună. Foarte. De foarte obicei bună. Lumea aduce de asta, a făcut acasă, dar... Și care, știi, trebuie să te chinui și să o lauzi. Și atunci, dacă țuica făcută în Vulcan e foarte bună, de ce nu poate și grașița care crește în București să fie bună? Bă! Dacă mi-înțelegi comparația. Păi stai mă, că aia e lucrat un pic, dar dacă iau iarbă... Tu grașiță când zici la ce te referi? La iarba aia care crește pe pământ uscat sau pe lângă borduri sau pe lângă aia care se întinde frumos. Mamă, deci tu le propui la oameni să mănânce iarbă? Mhm. Zici tu că se, da, poate mânca? Dacă nu vreți din București, luați de la Corbeanca sau din Băneasa. De la, da. În Pipera, unde stau. Exact. Unde se pișă pisici hrănite mai bine, da, decât în... Da, este o iarbă pe care am descoperit-o acum vreo 4-5 ani, nu știu, de la Alex the Herbalist, care are Fix Me a Drink. Serios? Da, am fost cu el în Dobrogea și mi-a arătat, bă, uite la iarba asta aici, care crește așa. Și zic, ok, ce să fac? Zice, ia gusto. Am gustat-o. Serios? Foarte juicy. Dar bine, apare doar în anumită parte a anului, a, să zic așa. Nu e iarba care se găsește în fața blocului. Nu, frate, este o iarbă cu o tulpină, dacă vrei, în ghilimele. Așa? Destul de groasă, care se face roșiatică cu cât îmbătrânește mai mult și are niște frunzulițe rotunde, foarte juicy, așa, grăsane, da, da? De acolo și iarba grasă, știi? Și aia o mănânci când e tânără, e superbă, e foarte, foarte juicy. Noi o folosim de câțiva ani în bucătării, noi ăștia, care ai zis tu că, da, sunteți câțiva, și e super bună, super gustoasă, okay, salată, dă textură, ai ce să mesteci, e funky. Eu tot timpul am niște voci de români în cap. Eu mi-am distribuit niște voci de niște persoane, am niște persoane care trăiesc în cap și care comentează, știi? Și aud două voci simultan care comentează ideea asta, știi? Așa. Care nu sunt de acord una cu alta. Păi normal, da, pentru că știi că oamenii vor să mănânce românește, tradițional, local. Dar nu iarba asta. Nu, dar pe de aparte, da, dăm frate, tot ceafăm, pula mea, da, cu da, chiar, da, știi? Da, da, adică mergem și luăm usturoi din China și n-avem noi, mor producători locali. Păi uite, mănâncă niște arbi. Da, du-te în pula mea, da, un cartof exact prăjit, o ceafă, exact, nu putem să mâncăm, mâncăm ierburi acum. Exact. Ăștia ne iau să mâncăm, da, ierburi. Da, să... da. E, adică e un pic, nu știu. Dai, eu am avut la un moment dat, că mi s-a părut super tare, că asta îmi place, uite, că ești cu desertul ăsta, love or hate, știi? Poate să-ți placă, poate să nu-ți placă. Deci, bă, e prea multă brânză pentru mine sau, da, eu mă aștept la altceva de la un desert. Așa și cu gheare, da, de pui. Da, să fie genul gheare bombă. De pui. Da, eu am servit gheare de pui la fragmente după ce am găsit o mâncare care se numește Becinalt. Dai seama, tot de denumire maghiară în Oradea. Mi-a făcut-o un prieten dintre ai mei foarte bun și mi-a făcut-o la modul așa într-un rântaj. Este ca un fel de tocană în care punea, îl îngroșa cu roșii, cu... Dacă, și cu niște găluște, când mâncai nebune. Și am zis, ok, nu pot să fac tocana asta la fragmente, că totuși vreau să fie, să fac un starter, să fac să fie la început. Și am confiat gheara de pui, i-am pus un gălbenuș de ou în ea, niște treburi pe acolo, un pic de sos de roșii și, pur și simplu așa am servit-o, gheara de pui la masă, știi? Și jumate din oaspeți au zis să mănânce măta, că eu nu mănânc asta, știi? Bă. La cealaltă jumate... E foarte important. Deci, eu mi-am cealaltă jumătate, când am mâncat și când am văzut că se ia și pernița aia pe care o are și că e atât de juicy și colagenul și dulceața și tot ce s-a îmbinat acolo, au zis, e the shit, frate, bă, e o chestie super tare. Și așa înțelegi, frate, că bă, animalul ăla, tu trebuie să-l mănânci pe tot, că a murit. Da, mă, dar le-ai dat și traumă, mă, cu tacâmurile vestite, tacâmuri de pe vremea lui Ceaușescu, le-ai dat-o rău. Păi la prima masă, că vă spuneam de influențele gastronomiei, da, și asta, la prima masă, când am ajuns la anii 80, ne-am făcut frații petreuși la oameni la masă.
pui aia din da, 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 aia, care erau schilozi, da. Schilozi. Aia am gătit. Adică nu trebuie să fugim, frate, de ce, știi, de ce da, suntem da, și de da, cine da, suntem. Da, 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 da. Important e să facem ceva bun din aia. Da. Și parizul poate să fie bun, și ghearele de pui poate să fie bune, și frații Petriuș, dar depinde cum îl gătești și ce, cum îl așezi, cum îl prezinți. Eu mi-am amintit acum mulți ani de zile, la un moment dat eram într-un autobuz militar și am văzut niște chinezi care veneau de la Cora să își focuse la prânz, dar niște chinezi ăștia care cumpăraseră ghiare. Da. Deci erau 6 oameni care cărau mâncare pentru 50. Deci, pe bune, erau cu așa, știi? Și ce am văzut într-una multe din facoțe, enorm de multe ghiare și varză. Deci erau jidăchile de varză și jidăchile de ghiare. Și nu știu ce bune sunt. Da, sunt sigur că colagen, clar, au, sunt sigur că au aromă, dar pe de altă parte eu când am văzut chestia aia, mie efectiv mi s-a făcut mila de aia, am fost, frate, cum să mănânc varză cu ghiare de pui, frate. Deși practic este foarte bun dacă le găsești cum trebuie. Da, da, da. Și ce am observat că fac chinezii ceea ce vreau și o să încerc. Deci ei pun toate mirodenile într-un bol așa și toarnă uleiul fierbinte peste. Mm-hmm. Păi dezvolt, explodează aromele. Ca să iasă aromele, da. Și o folosesc aia și după aceea pun castraveți în chestia aia și e foarte crunchy și dacă bun. Nu știu dacă ați observat, eu când vine vorba de China, eu nu vorbesc nimic. E atât de vastă cultura și atât, atât de complicat. Da. Mare bulangiu să mă bagă să zic, că așa se făcea în China, ce dracu să spune. A, și plus că chiar nu, am văzut nu și mă bag acolo. Și nu s-au mișcat de acolo mii de ani, dacă și au lumea lor în care da. Da, mai ales că cât timp ai să experimentezi, frate? Mii de ani, să stai să da, da, și fac, deci faza este că am impresia că ei nu sunt capabili să facă, să nu lase lucru. Am văzut una, lua cartoful, prima oară l-a uscat. Am văzut cartofii uscați la soare, dat prin râșniță, lua scotia, după aceea, nu știu, a scotia chestii din cartofi. Deci a făcut din cartofi 7 feluri de mâncare. Nu se pot abține, frate, să nu aplice 10 procese la orice. Dacă da, îi dai unui chinez o bucată de os, ți-l pisează, ți-l fierbe, scoate colagenul, jumate îl fierbe, jumate. Exact, exact. Îl fierbe, din aia face cocoloașe la apuri și din alea îl îmbracă în același. Da. Asta e când făceau chestiile astea și ce se întâmpla pe acolo. Și ne întoarcem la oase și ăsta e Scofier în secolul XIX, a luat osul și l-a făcut demiglas și păi, e bază la sosul spaniol, nu? Sau sosul brun, sau cum vrei tu să-i zici. Os. Da, os. Din os, nu os de vită. Os. Cred că os a venit din Asia. Adică os ai văzut? A luat os de vită. Os Scofier. Da, mă, poți să faci multe din urmă. Și ce vreau să zic e că poți să mănânci animalul de la cap până la coadă liniștit. Da, tot, adică, tot. Și să le acasă. Dacă, ok, la restaurant înțelegi. Omul vine, e format o clientelă, vrea să mănânce doar partea. Dar acasă, dacă ești pasionat de gătit, ia scoai un animal întreg, tranșat, bineînțeles, omor, nu te apuci tu să-l omori dacă nu te pricepi. Da. Și gătește din fiecare parte câte o chestie, ca la porcul de Ignat sau ca la, nu știu. Bine, un porc dacă ți-ai acasă, nu poți să, trebuie să iei un animal mai mic să-l gătești pe tot. Dacă ții un porc, durează un pic să-l gătești. Păi de ce? Păi poți să pui și la sare, poți să pui și la, nu? Aceea la tine nu se putea porc? A, de fapt, nu se putea în București porcul, nu? Ba da, ba da, ba da. S-au mai făcut niște chestii. Dar faza e că, apropo de mâncare, de acolo nu s-a aruncat nimic. Și pe mine ce m-a rupt, uite că vorbeam ieri cu omul de la Băcănia Veche, am uitat, așa. Ieri vorbeam cu el de San Sebastian și în San Sebastian asta mi-a ce aminte că ce m-a rupt cel mai tare din toată mâncarea, care e delicioasă, pentru că în San Sebastian, în țara bașcilor aia, sunt efect pentru ei mâncare a doua religie, deci sunt, n-am văzut popor mai obsedat de mâncare decât aia, bașcii, și care folosesc foie gras ca condiment, adică efectiv, vreo bucățică de pâine, da, trebuie să spun și niște foie gras, să nu fie așa, adică, okay. Pune sare, pune foie gras. Da. Și acolo am mâncat o ureche de porc, care m-a rupt, adică m-a rupt, cum rar m-a rupt vreo mâncare, tocmai pentru că, și apropo de așteptări, știi? Ce îmi dai? O ureche de porc. Bă, am ronțit și eu când eram copil, tăia porcul. Da, ronțeam. Nu, era o chestie, atâta sentință se urechea. Pentru că o fierbeau foarte mult să se topească cartilagiul ăla și după aia o prăjeau pe greutate, sub presiune, știi? Și se întindea. Da, efectiv, eu de când am început podcastul numai la mâncare. Șoriciul era super crocant și imediat cum treceai șoriciul la crocant, înăuntru carne și grăsime topită. Și era ce? O ureche, mă! Și era și cartilagiul care... Da! Dar era, adică nu îl mâncai. Dar care are textură și el. Da, dar se mesteca cu totul, adică nu îți rămânea nimic în...
Și era ceva, deci o textură și grăsime și asta incredibilă, adică o ureche de porc. Da. Și de aia zic că oamenii se cam feresc de organe de astea. De... A, și fost în San Sebastian. Da. Și Țara Bașilor este momentul ăsta, cum nu vorbesc de China, nu vorbesc pe tehnică modernă de Țara Bașilor, că sunt demenți oameni, da. Sunt wow, ce treburi faine se întâmplă pe acolo. Da, dar din nou, ăla nu era, să știi că, apropo, nu eram într-un ăsta nebun de stele Michelin, de nu știu ce, eram într-o cârciumă. Tu am fost și eu în Bilbao, orice. Da. Gheană, intri, mănânci ceva asta mișto. Zic, adică, da. Ăștia San Telmo, nu știu cum de San Telmo sau nu știu cum le zice, era o cârciumă în centru acolo, o cârciumă, nu era vreo mamă, te duci acolo să... Și făceau asta, știi? Da, deci vă recomand, nu știu, a fost un pic pe elitism, pe haladeală episodul ăsta, dar vă recomand, dacă vreți să mâncați San Sebastian, e ceva... N-ai cum, în centru ăla, în zona aia lor de centru, n-ai cum să greșești. Cu ochii închiși, intri, bine... Dar toată Țara Bașilor, eu recomand să meargă și în Bilbao. Că nu e departe de San Sebastian. Păi cine merge acolo, aterizează cele mai în Bilbao, e capitala. Cele mai bune chestii de bar, eu l-am mâncat în Bilbao. Nu e capitala? Păi cred că da. E capitala, acolo, no, acolo no. E aeroportul, da. No. Dar cele mai bune chestii de bar și de asta eu l-am mâncat în Bilbao. Adică orice Bilbao, crochetă, da. Orice tapas, orice... Da. Am orice, mă, orice. Asta spun, că intra, e zi pe mintea, că nu există să mănânci. Oriunde, de zi, cu ochii închiși și intri, ei bagi în gură, e bun. Da, orice. Da, da. E, o, Țara Bașilor e de șet, chiar de șet. Hai că până la urmă se face ciorbă bună și la City Grill. Nu mai fii tu cu Țara Bașilor, normal, cu mănâncă-mă un pireu cu o pulpiță. Nu mai faceți asta, bine că v-ați născut voi în Haladacilor. V-ați haladacit. Haladaciților. O mămăligă de aia cu mâncați amolxe, n-ați mai mâncat. Exact, aveați amolxe, mămăligă, înainte să existe mămăligă. Mâncați, faci grauri de alea pe la... grauri să mănânce măta. Îmi pare rău, am luat un pic pe câmpii. Bă, hai să mergem. Am terminat sticla de spumant, e bine. Mihai? Foarte tare. Nu, foarte tare noi, că tu ai băut apă. Noi. Da, bă, aștept să foarte tare lume. Să mă rog, chiar mersi că m-ați chemat. Cu drag, frate, tare. Trebuie să vorbim un pic despre, eu cred că o să vrească să începem să mai facem episoade astea un pic mai tematice, așa, știi că... Da. Că eu foarte cu ăsta ne-am dat cu părerea despre tot. De două ori. Tot, da, dar voi vă dați cu părerea într-un mod suprarealist, numai, și aia îmi place. Da, știu, dar numai că... La podcastul vostru mă uit și mi se pare că intrați într-o altă lume. Ne mai trebuie o injecție de viață de altă parte, de pricepere, de preocupare de altă zonă. Știi că ți-am zis, noi ne-am dat cu părerea despre tot de două ori, că ne-am și schimbat tot. Ne-am dat tot părerea despre tot, ne-am schimbat părerea. Și ne-am dat părerele și de că odată dădeam părerea de aici, odată am schimbat și locul și am schimbat. Da, e foarte important să-ți dai cu părerea să te... Că asta zic, să... Eu încerc să-mi dau cu părerea să mă apropii, dar asta nu înseamnă că este 100% real, știi? Da, părerea. Dar Doamne ferește. Noi încercăm să ne apropiem, no, de adevăr. No. Cea mai proastă părere e aia reală. Aia reală, nu, aia nu exact. Vrea nimeni. Nu vrea nimeni. Cel mai greu cade la stomac părerea aia. Nu. Îți dai cu părerea, cu încredere și fără să știi. Atunci este cel mai bine. Vă mulțumim foarte mult. Vă așteptăm pe Patreon. Vă așteptăm la Sorul Lume. Vă așteptăm la fragmente. Pe fragmente pe YouTube. Uitați-vă la fragmente. Ăla. Fragmente. Să știi că voi cu fragmente, atâta mai zic și închidem, voi cu fragmente ați avut ghinion. Pe cuvântul meu de onoare... Pentru este... că îl facem când avem timp. Nu. E... Și am stat destul încât să se și sune. S-a făcut un apel special de la nevasta mea. Voi cu fragmente ați avut ghinion în sensul că emisiunea e foarte mișto produsă, ideea e foarte bună. Eu, de la toți oamenii cărora le-am zis de emisiune, am auzit înapoi numai laude. Adică au fost, bă, nu vine să cred că nu știam de emisiunea asta, mamă, ce mi-a plăcut. Deci tuturor cărora le-am zis, bă, așa, bă, n-a fost unul care zică, mamă, prostie, nu mi-a plăcut. Dar nu știe lumea de aia. Pentru că nu este o emisiune, a fost o cercetare care s-a transformat într-o emisiune. Da, dar efectiv e ca un fel de... Da, o serie de niște... Da. Uitați, căutați fragmente pe YouTube, Simion și Toader și... O să vă placă foarte mult. Bine, nu este alu, nu suntem noi platforma de lansare. Da, suntem, da, nici nu contează. Cât vaginul de furnică, dar... Dar e foarte mult fragmente. Puțin, da. Foarte tare. Căutați fragmente. Super. Yeah.